convocație, domnul primar, în ședință ordinară pentru luna aprilie, având în vedere importanța bugetului local al comunei și celelalte puncte de pe ordinea de zi care v-au fost transmise prin invitațiile astea și completarea ordinei de zi, având în vedere proiectele care necesitau urgență în aprobare. Dăm cuvântul domnului primar pentru a supune spre aprobare proiectul ordinei de zi, după care se întrebăm în plen. Ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința de Consiliul Local de astăzi. Am să dau citire ordinii de zi, după care se punem spre aprobare această ordine de zi. Proiectul de hotărâre numărul 28 din 15.04.21 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru trimestrul 2.2021. Proiectul numărul 29 privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre numărul 30 privind aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea localităților rurale ale Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2021. Proiectul numărul 31 privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2021 al Comunei Corbasca. Proiectul numărul 32 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și sau reprezentare juridică. Proiectul de hotărâre numărul 33 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre numărul 34 privind aprobarea deveniului general actualizat în anul 2021 pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drum comunal 98 de Corbasca Vâlcele, Comuna Corbasca, județul Bacău, în cadrul PNDL. Proiectul numărul 35 privind aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării procedurilor de achiziții și a lucrărilor la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare dispensară în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul numărul 36 privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru trimestrul 1-2021. Și ultimul proiect, cu care o să începem, cu permisiunea noastră, având în vedere că avem musafiri două doamne dragi sufletului nostru. Proiectul hotărâre numărul 37, privind aprobarea participării UAT Corbasca, județul Bacău, în calitate de partener împreună cu UNICEF România la proiectul asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi, vă rog frumos să vă manifestați prin vot. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Am să rog doamnele să prezinte, să nu fac eu greșeli. Vreau să dăm cuvântul, să invităm președintele de ședință, regulă, care am aprobat în primul punct al ordinei de zi, este... care este doamna Pușcăștie Gina, primul punct. Da. Și doamna, dacă domnul face schimb de locuri, și doamna veniți aici lângă mine, da? Face schimb de locuri. După aia să punem trecere de locuri. Da? Da. Doamna președinte, vă rog să spuneți Consiliul Local două felicitări de înmulțire a doamnei Mardare și domnului Cătuș, motivat de faptul că trebuie să ajungă la medic la ora 12. Întrebați colegii dacă sunt de acord. Sunteți de acord cu ceea ce a spus domnul primar, să nu mai repet eu, de doamna Mardare și domnul Cătuș. Da? Regulă. Mulțumim frumos. Vă mulțumim pentru participare. Vă mulțumim la viitoare. Sunteți împotrivă, vă abțineți, măcar... Doamnelor, vă rog să ne faceți prezentarea detaliată a proiectului în care ne invitați ca și partener, lucru pentru care noi suntem deosebit de încântați și bucuroși. Să vă prezentați astăzi ca și persoane dragi nouă, cum am spus, și să-i convingeți pe colegi că ei sunt convinși de orice acord, eu știu, pentru dezvoltarea de orice fel a comunității, pentru noi este o bucurie. Vă mulțumesc! Doamnă primar, în primul rând mulțumim foarte mult, mulțumim pentru invitație. Vă mărturisesc că pe prima oară când fac parte, când iau parte la o astfel de ședință, deci chiar sunt foarte onorată. Numele meu este Cristina Badea.
Sunt specialist de program în cadrul UNICEF România și alături de mine sunt cu Nicoleta Lisei, pe care sigur o cunoașteți. Noi suntem astăzi la dumneavoastră în numele UNICEF. UNICEF este organizația Națiunilor Unite care promovează drepturile copiilor și misiunea noastră este să creăm un viitor mai bun pentru copii. Ne-am făcut o misiune în România din a promova dreptul copiilor la educație, la sănătate și la protecție socială și ne-am concentrat investițiile noastre aici, în județul Bacău, inclusiv la Corbasca. Am început o călătorie în urmă cu câțiva ani buni și suntem foarte mândri de rezultat, pentru că, probabil cum știți deja, eforturile noastre de, care au început în 2015 pentru testarea și promovarea pachetului minim de servicii au dat roade la nivel național. Anul trecut s-a adoptat legea pachetului minim de servicii, care este reușita noastră comună. Astăzi am venit la dumneavoastră ca să vă propunem continuarea acestui parteneriat, atât alături de UNICEF, cât și alături de Consiliul Județean Bacău, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Sănătate Publică din Bacău, alte trei localități de pe raza județului Bacău, plus municipiul Brașov. Acesta este parteneriatul mai larg, în cadrul căruia noi vrem să testăm două idei. Probabil v-ați obișnuit, noi venim cu idei inovative. Ce ne-am propus de data asta este ca în comunitatea dumneavoastră să avem un centru comunitar integrat de care să beneficieze toți copiii, unde să găsească acces inclusiv la serviciile unui medic specializat, să poată să consulte acolo un psiholog dacă au nevoie, un medic de specialitate, oftalmolog, în funcție de nevoile prioritare pe care dumneavoastră le identificați. Cum spuneam, este o inițiativă nouă, dar nouă ne plac soluțiile creative. Și vrem să construim împreună acest centru comunitar integrat care să găzduiască specialiști din zona de sănătate și din zona de social. Pe lângă acest centru integrat, vrem să aducem în România o inițiativă care există în marile orașe ale lumii și care se cheamă Localitate Prietena Copilului. Noi credem că dumneavoastră aveți potențial să fiți o localitate prietenă a copilului, pentru că ați demonstrat lucrul ăsta până în prezent. Și la finalul acestui proiect, practic, UNICEF vine și oferă o certificare, o plăcuță pe care o să o vedeți la intrare, care se scrie Corbasca este o localitate prietenă cu copiii. Asta presupune o analiză, identificarea unor priorități de acțiune pentru copiii din comunitatea dumneavoastră și susținerea a două, trei priorități. Proiectul pe care vi-l propunem ar urma să înceapă, dacă sunteți de acord, în luna iunie a acestui an și ar urma să se încheie în decembrie 2023. Deci are o durată de aproximativ 2 ani și jumătate. El are un buget atașat, este susținut de UNICEF, dar și de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială. Acesta este principalul nostru finanțator. Și cum vă povesteam, ce ne dorim este să oferim copiilor acces la servicii. Să nu mai facă un drum până la Giud, până la Bacău, inclusiv dacă reușim și credem că o să reușim servicii de medicină. Adică un copil de aici, de exemplu, să poată să beneficieze de o consultație oferită de un medic din București, din Cluj, de oriunde din țara asta, prin aceste servicii de, prin aceste servicii de sănătate oferite în mediul digital. Eu am încercat să rezum așa, pentru că știu că timpul dumneavoastră este foarte, foarte prețios, dar m-aș bucura dacă aveți întrebări să încerc să vă răspund. Cam atât din partea mea. Noi suntem foarte entuziasmați. Din nou, credem că e un proiect cu potențial și credem că putem împreună să promovăm lucruri bune pentru copii în România. Noi ne-am concentrat în Bacău. Toate resursele noastre sunt în Bacău. Mulțumim. Va exista un mijloc de transport al copiilor către centru? Nu este prevăzut un mijloc de transport, pentru că bugetul proiectului nu ne-a permis.
Noi avem o linie cu cheltuieli de, de transport și aici trebuie să găsim într-adevăr o, o soluție împreună. Noi putem din bugetul publicului să acopere salarizarea pentru medic, pentru kinetoterapeut, pentru psiholog. Sunt mai multe locuri de muncă care sunt bugetate. Noi vrem să... am prevăzut și achiziții pentru dotarea centrului comunitar cu echipamente, ce o să fie nevoie, desigur o să facem analiza asta împreună. Cum spuneam, avem o linie de transport, dar este relativ modestă. A trebuit să ne încadrăm în anvelopa financiară a FRDS-ului. Și ca spații folosim un cer cu modă disponibilă? Da. Practic, noi avem nevoie de un spațiu care să găzduiască specialiștii din zona de social și medical. Și știu că dumneavoastră aveți câteva opțiuni, dar asta este unul din motivele care cumva ne-au îndreptat către dumneavoastră. Desigur, noi ne-am consultat și la nivel județean și da. Da, noi avem la dispoziție spații și știți că centrul social de la Scărișoara este degrevat de orice sarcină, este la dispoziția Consiliului Local și pentru asta au fost făcute discuții anterioare. Avem dispensarul medical care este la recepție, la terminarea lucrărilor și poate fi pus la dispoziția specialiștilor pentru asigurarea serviciilor de specialitate. Avem un mijloc de transport cu care suntem dotați pentru transportul copiilor la centru și înapoi. Și dacă proiectul are, am văzut la capitolul transporturi, sume, putem folosi doar, eu știu, combustibil și ce mai implică transportul copiilor. Deci avem cu ce, mergem ca parteneri, nu cu una goală, mergem cu dotări și cu ce avem noi la, la ora aceasta. Sigur că lucrurile pot fi îmbunătățite și nimic nu poate fi mai frumos decât că atunci, în momentul în care vezi că ai făcut o investiție și are, are și efect, e un lucru excepțional. Adică am modernizat dispensarul, dar doamne, dar ce ne trebuie? Cred că eu vedeam de mult centrul ăsta făcându-se și vedeam ca un centru de sănătate zonal. Da. Am avut discuții cu directa de sănătate publică nenumărate. Din lipsa specialiștilor n-am putut face mai devreme, dar uite că Dumnezeu le așează și vin așa cum trebuie să vină. Și eu cred că dacă începem cu copiii, sigur că viitorul nostru este asigurat. Mulțumesc tare mult pentru completare și da, să știți că Dumnezeu le așează, pentru că noi luna trecută am conversat cu partenerii noștri de la DSP, cu doamna Lucaci, și înțeleg că dumneai a identificat deja câțiva medici specialiști, așa pe departe. Pe de altă parte, ce ați spus dumneavoastră cu ideea de a crea un pol, asta este ceea ce ne dorim și eu am omis să menționez că practic noi vrem ca aici la Corbasca să fie un pol de servicii medicale și servicii sociale care să poată oferi servicii și copiilor din câteva comunități limitrofe, atât pentru copiii din Corbasca, dar și pentru ceilalți din jur. Pentru timpul de așteptare până intră aul la dispoziție, parcul care o să fie finalizat, sigur, și poate o să-l vedeți noastră, cu locul de joacă pentru copii. Mai facem un parc lângă Căminul. În imediat apropierea centrului, un teren de joacă modern pe care îl pot folosi, o să fie și un, un loc de agrement pentru copii. Deci noi ne chinuim, ne străduim. Acum, chin și străduința. Copii să facem. Da. O să vină copii și din celelalte comune, pentru că suntem dispuși să, eu știu, să externalizăm ce-i frumos și ce-i bun. Încurajăm și naturalitatea cu ocazia asta. Cu ocazia asta poate dă Dumnezeu să condiții. Avem și copii mulți la școală. Dacă da, eu pentru mine e un moment de bucurie. Ideal ar fi să începem pe 1 iunie și ziua cu Dumnezeu. Da, cred că, și... da. Atunci cu prese, cu telecomunicare. Cred că v-ați obișnuit cu noi. Noi am venit la Bacău și cu primul ministru la vremea respectivă și cu președintele Camerei Deputaților, cu ambasadori, atât ambasadorul Norvegiei, cât am avut alături de noi și ambasadorii noștri neoficiali, probabil sigur îi știți, pe Smiley, Horia Tăcău, domnul Gheorghe Hagi, suntem onorați că au ales să fie ambasador UNICEF și noi tot timpul dacă am venit... Dacă aducem pe domnul Hagi aici, facem o... Pentru că noi așa am reușit pachetul minim de servicii. Da, arătând că și în țara asta se poate. Sigur că da, sigur.
Noi suntem încântați să avem un parteneriat cu dumneavoastră, mai ales că la ora asta putem fi, știu eu, cumva performanți pe linie de asistență socială, având în vedere faptul că oamenii noștri au fost pregătiți prin serviciile furnizate de dumneavoastră și baza noastră de date este completată de serviciile oferite de dumneavoastră și a fost în permanență un ghid excepțional pentru ce facem noi astăzi și pentru ce o să facem de acum încolo. Vă sigur, dumneavoastră o să vă știu eu, manifestați o perioadă de timp, după care nouă ne rămâne sarcina să asigurăm sustenabilitatea și funcționalitatea acestui lucru pe care dumneavoastră îl începeți și ne îl aduceți aici la Gărbaz. Vă mulțumim din suflet și ce vreau eu cred spun. Că colegii vor fi acum, nu? Sigur, sigur. Supuneți spre aprobare. Supuneți spre discuții. Dacă cineva mai trebuie să zică ceva, să zic acum. Că după aia degeaba mai zice. Da. Nu știu dacă cineva pare de spus ceva. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Supunem este pentru aprobarea acestui proiect, dar mulțumim tare mult. Mulțumim mult. Și ceilalți doi sunt de acord, pentru că și au... Pentru doamnele, când dumneavoastră vizitați cele două locații, noi poate finalizăm ședința în condiții în care vom putea semna hotărârea. Dacă nu mâine vom duce și vor, trebuie să vedem cum face cu anexele, da? Ca să putem să... Dar e obligator cu hotărârea. Sigur, nu le aducem la Bacău. Mâine noi vedem la Bacău, cred că dacă putem să le facem astăzi. Nu suntem la Bacău cu consensământul, dar eu vreau astăzi să finalizăm cu cele hotărâre, da? Să le primim. Ajung și eu la Bacău. Anexele astea cu bugetul, cu... Văd o niciuna de declarații. Astea fac da, să știți că nu le impune UNICEF, ci da. Finanțatorul. Dar în regulă, e absolut în regulă. Vreau să vă întoarceți când, după ce vizitați. Da. Ca să-mi fac eu timp să punctăm cu dumneavoastră cartele astea. Dacă nu scăpăm nimic de regulă. Da, 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 bun. Vă mulțumim foarte mult. Noi vă mulțumim. Noi vă mulțumim. Să vă mulțumim. La dar n-am cum să vorbim. Suntem în ședință la ora 1, probabil. Da, da, da. Mâine de la 3 la 2. Da. O zi frumoasă, la revedere. Da, cu cel înghidul, doamnelor. Doamna... Treceți la... Lăsați aici, stai aici, voi! Se poate plăta asistența președintele președințe. Domnul viceprimar, treceți la locul, da? Începe cu punctul 2. La locul primarului, doamna Calfovici? Da, stați, că citesc eu raportul. Dar viceprimarul nu este, să vină și dumneavoastră. Dar lui a plecat cu fetele, o văd că sunt mai tineri. Nu știu ce cu domnul. Dar ești cum așezat și pe scaunul lui Dan, e mult mai jos, m-am putea dar vină aici. Deci nu poți să mai sus? Aș da scaune. Să mai sus, doamna. Cine? Vezi că ai o mână să răbăvă. Ai să vină mai sus. Da, exact. Aia vă văd. Noi am avut în vedere că a ales un loc să se simtă într-adevăr important. De asta am și cumpărat un video. Să ridicăm, să ridicăm, să stea jos. Să trebuie și o poză. Ne se duce fiecare domnică la urmărie ziua de la poartă. Corect. Domnul Vici. Dani, 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 domnul viceprimar, vă așteptăm în ședință. Sigur o să aibă comentarii de făcut și să-l privăm de acest drept. Poate s-a dus cu doamnele. Nu cred. Doamnele lucrează cu Gica Hai. Hai, da. Eu m-aș fi dus. Domnul Naroga, doamna Andreea Marin. Haideți aici, uite. Ei, nu. Toate sunt pretențioase, dar până la urmă lasă gata jos. Foarte, foarte. Nu toată lumea care poartă pantaloni... Eu noi am vrut să doamna președintă și domnul vice să vină la prezidiu. Asta înseamnă o rupere cu plenul. Totală de plenul. Rămân cu secretarul. Dați vină. Da. Proiectul de hotărâre numărul 29, privind aprobarea bugetului de local al Comunei Corbas pe județul Bacău, eu cred că este cel mai important proiect al unei comunități pentru anul în curs.
Și pentru asta am să vă rog să-mi permite să citesc, dau citire raportului de specialitate al doamnei, care are, doamnei contabil care are treabă la compartiment, dar de fapt o dare de seamă pentru finanțe și n-a putut să participe și vă roagă să o iertați. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021. Subsemnată a Popovici Angelica, având funcția de consilier în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate în aparat de specialitate al primarului din Comuna Corbasca, v-a luat cunoștință. Necesitatea aprobării bugetului local, având în vedere repartizările de sume primite de la Agenția Județeană de Finanțe Publice Bacău, Consiliul Județean Bacău, precum și veniturile proprii bugetare conform hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 43/9/2020, astfel. Adresa numărul 44-45 din 17-3-2021 și adresa numărul 481-1-4-2021 a Agenției Județene pentru Finanțe Bacău pentru repartizarea sumelor din PRA pentru bugetul 2021 și estimări 2022-2024, prin care se repartizează sume la capitolul 11-0202, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, în sumă totală de 998.000 de lei. 322.000 de lei cheltuieli materiale pentru învățământ. Vedeți, cheltuieli pentru învățământ vin de la finanțe, numai 69.000 de lei cheltuieli pentru finanțarea burselor școlare. 480.000 de lei drepturi ale asistenților sau beneficiarilor persoanelor cu handicap. Persoane cu handicap. 40.000 de lei stimulent educațional pentru copii preșcolari, adică tichete de grădiniță. 87.000 de lei finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii ajutorului social. Adresa numărul 445-17-3-2021 de la Agenția Județeană pentru Finanțe Publice Bacău pentru repartizarea sumei TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 și estimări 2022-2024. 4.227.000 de lei după cum urmează. 301.000 lei în contul 040201, cote de falcate din impozitul pe venit. 3.169.000 de lei în contul 110206, sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, deci 3.169.000 și 757.000 de lei în contul 040204, sume alocate din cote de falcate din impozitul pe venit. Adresa 481 din 01-04-2021, Agenției Județene Finanțe Publice Bacău, pentru bugetul 2021, prin care se repartizează sumele pe trimestru. Capitolul 11-0202, trimestrul 1, 244.000, trimestrul 2, 239.000, trimestrul 3, 256.000, trimestrul 4, 259.000 de lei. Capitolul 11-0206, trimestrul 1, 978.000 de lei, trimestrul 2, 654.000 de lei, trimestrul 3, 850.000 de lei, trimestrul 4, 687.000 de lei. Adresa numărul 6441 din 9-4-2021 a Consiliului Județean Bacău, prin care se repartizează sume defalcate din cota TVA pentru drumuri comunale, 11.0205 capitolul, în sumă totală de 200.000 de lei și sume repartizate din fondul de, la dispoziția Consiliului Județean 6% din impozitul pe venit din contul 040205 în sumă de 460.000 de lei. Adresa numărul 752 din 16-3-2020 al Consiliului Județean Bacău, în care se solicită bugetarea sumei de 429.000 pentru transferul către instituțiile de protecție socială a persoanelor cu handicap. Adresele Școlii Gimnaziale Corbasca, numărul 109, din 8-2-2021, prin care se solicită finanțarea complementară pentru cheltuieli materiale în sumă totală de 470.000 de lei. A Școlii Gimnaziale Băcioiu, numărul 667, din 9-12-2020, prin care se solicită finanțare complementară pentru cheltuieli materiale în sumă totală apreciată la 1.100.000 de lei,
și adresa numărul 116 din 4-3-2021, prin care solicită suma de 4.000 de lei indemnizație de instalare, având în vedere excedentul bugetar al anului 2020, în sumă totală de 5.784.000 de lei, din care 369.053 excedent bugetar din fonduri europene nerambursabile, precum și hotărârile Consiliului Local Corbasca de asigurarea cofinanțării pentru proiectele depuse, este necesar bugetarea sumelor din excedent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local și adoptarea hotărârii de aprobare a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Propunerea pentru repartizarea sumelor bugetului local în anul 2021 pentru cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, sunt prezentate de variante în anexa 1 pe care noastră ați avut-o la documente. Propunerea pentru repartizarea sumelor în programul obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțial sau integrală la buget pentru secțiunea dezvoltare sunt prezentate detaliat în anexa 2 la prezentul raport. Propunerea pentru lista nominală de investiții pentru utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru anul 2021 sunt prezentate detaliat în anexa 3 la prezentul raport. Acesta este raportul de specialitate a doamnei Popovici, contabil. Dumneavoastră ați avut timp, nu știu cât de mult ați avut, să parcurgeți desfășurarea bugetului local. Ați putut vedea modul în care el a fost gestionat, adică sumele au fost împărțite pe necesități și pe ce dorințe avem pentru anul 2021. Și la discuții, cred că o să fie propuneri pe partea noastră, știu eu, modificări, dacă sunt, le consemnăm și le aprobăm, le respingem. Trecem mai departe. Să prezentăm proiectul de hotărâre numărul 30, privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodăria localităților, lucru pe care aș vrea să-l facă domnul viceprimar, dacă e de acord. Deci de acord, domnul viceprimar. Nu-i o problemă. Programul de măsuri pentru buna gospodărire a localității Corbasca, potrivit ordonanței de guvern numărul 21/2002 pentru anul 2021. În fiecare an știți că suntem obligați să prezentăm acest, să întocmim, să prezentăm acest program, să aprobăm program de măsuri pentru buna gospodărire a localității. În acest program, după cum ați văzut, sunt cuprinse obligațiile primăriei, obligațiile societăților juridice de pe teritoriul Comunei Corbasca, precum și obligațiile cetățenilor. În același timp, sunt prevăzute și sancțiuni, care sunt în concordanță cu prevederile legale. Dacă v-ați uitat, în primul rând, ceea ce trebuie să facă cetățenii. Cetățenii au următoarele obligații, în conformitate cu ordonanța de guvern. Nu putem să punem altceva decât ceea ce se cere acolo. Întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie, a anexelor gospodăriei, a curților și împrejmuirilor. Deci este o obligație prevăzută de lege. Curățirea fațadelor locuințelor și altor construcții amenajate la frontul străzii. Sunt obligați să finalizeze construcțiile începute pe baza autorizațiilor emise de primar, în condițiile și termenele stabilite de acestea. Repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor. Sunt obligați să mențină curățenia pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, a șanțurilor, pe porțiunea din dreptul gospodăriei. Deci este obligație prevăzută de lege. Chiar dacă nu este proprietar, el este obligat să facă acest lucru.
De asemenea, este obligat să păstreze curățenia pe arterele de circulație. Știți foarte bine că în codul rutier este prevăzută pentru cei care pătrund pe drumurile publice cu tractoare murdare, sunt prevăzute sancțiuni. De asemenea, sunt obligați să nu depoziteze materialele rezultate din demolări în alte locuri decât acele în care au fost stabilite de primărie, dacă au fost stabilite și dacă există pe raza teritorială a comunei un asemenea loc. Dacă nu, acești cetățeni au obligația ca în momentul în care se prezintă la autorizare să aibă un contract cu o societate autorizată care să preia aceste deșeuri rezultate din construcții. Pentru faptul că în autorizațiile de construire n-au fost prevăzut așa ceva, cei de la mediu ne-au cotonogit așa cum trebuie. Sunt obligați să nu depoziteze deșeuri menajere, peturi, sticlă, metale, pe domeniul privat sau public al comunei Corbasca. Deci, și pentru acest lucru, cotonogeala a fost așa cum trebuie. După cum știți, în legea mediului, dacă ești prins că depozitezi deșeuri pe domeniul public sau privat al localității, ești sancționat, iar utilajul cu care ai transportat se confiscă. Așa spune legea. De asemenea, au obligații să nu lase libere animale nesupravegheate, câini, vaci care merg pe ele, când merg la pășune, trebuie duse de lanț, nu trebuie lăsate libere. De asemenea, este interzisă tăierea fără aviz a arborilor situați atât pe domeniul public, cât și pe domeniul privat. Acestea sunt doar câteva obligații pe care le au cetățenii. Știți, înainte de 89, eram obligați să prestăm muncă. Da? Acum, această muncă nu mai este obligație, dar vine legea să-i spune ce îndatorire ai tu în fața casei și chiar și în curtea proprie. Asta este acest proiect de hotărâre, de asemenea prevede și sancțiuni pe care o să începem să le aplicăm. Cei de la mediu spuneau cam așa, mai bine dați dumneavoastră amenzi, că amenzile sunt mai mici și în acest fel noi ne acoperim. În momentul în care te-am găsit că arunci gunoi pe domeniul public, îți dau amendă, eu sunt acoperit. Dacă dumneata continuă, atunci anunțăm garda de mediu și ei îți dau amenzi de la ordinul de 10.000 până la 60.000. Așa cum spune legea. De asemenea, aici avem și obligațiile persoanelor juridice și ei au obligații, nu numai cetățenii. Ce să vă spun? Ar fi bine să respectăm, pentru că o să punem și pe site această hotărâre ca să o cunoască toată lumea și în rest ar fi bine să căutăm cât de cât să fim un pic mai civilizați, că aici este vorba în primul rând de educație și trebuie să spunem că de cele mai multe ori educația lipsește. Dacă vă uitați în centrul comunei, în fiecare săptămână strângem
strângem, facem curățenie. Dacă vineri am curățat tot și s-a făcut ordine, sâmbătă dimineața este, hai să nu zic sâmbătă dimineața, dar luni dimineața este jale ce în centru, pentru că tinerii fac ceea ce fac. Și nu spun mai mult. Păi am vorbit ce să le facem. Eu le-am spus că au avem. De obicei este un dezbatem al ședinței. I-am spus. Ce să le spun? Vor să meargă undeva să îl ia pe Ion, nu? Cine e Ion? Vă spuneam. Ce să le spun? Eu le-am spus că sunt în ședinței. Doar le transmiteți că nu puteți pleca de la ședință, ca să nu creadă că nu discutăm noi. Noi băgăm în seamă. Da, da. Păi, bună. A, păi, s-au restrâns, că nu mai pot. Chide sonerie. Am avut un început de an tulburat de reclamații și de nemulțumirea de unor cetățeni. Ieri am fost la poliție, spre exemplu, însoțit de colega Tăbăcaru și colegul Tăbăcaru. Urmează să meargă și domnul secretar pentru a ne pune la dispoziția organelor de cercetare în legătură cu reclamațiile doamnei Lăgătuș. În fiecare săptămână avem controle de la instituțiile cu atribuții de control de pe raza județului Bacău cu privire la nemulțumirile domnului Drăghici. În fiecare lună avem tracasări din partea domnului Gâdei. Da. Acum am înțeles că a înviat și domnul Sturza, Iftimie, cum am mai cheamă? Da. Marvila. Deci credeți-ne că din timpul de lucru, o bună bucată de vă folosim. De... Avem. Cred că suntem bine. Proporțional reprezentat. Dar ceea ce se întâmplă este fără precedent. Am pățit, adică eu nu știu. Româna Bărbasca n-a cunoscut o afluență de sesizări cutentă, în ghilimele spus, da. Pentru că ele sunt făcute de către persoane care domnul Arbe a fost cunoscut, dar sunt bine informate persoane care sunt la mii de kilometri de țară și care știu și subsolul de la bloc. Da. Că este inundat și știu că un garaj făcut de acum 40 de ani îi aparține viciului privat. Deci se dau niște date din comună de către persoane rău intenționate care în loc să ne lese să lucrăm, că să dăm cu subseamnatul și explicații de fiecare dată când vin instituțiile din afara instituției, da? Cineva se joacă de reclamele astea și până la urmă o să aflăm. Eu am crezut că lupta politică se desfășoară doar în campania electorală. Dacă cineva câștigă și crede că o să câștige din această luptă spurcată, și spun spurcată, pentru că nu-i corect ca pe timpul mandatului unui consiliu local să vii, să faci tot felul de săpături din astea care eu știu, au undeva originea în 1970, când au fost făcute blocurile, canalizări, să ne aduci, bine, că suntem responsabili pentru orice se întâmplă în Comuna Corbasca, nu s-ar cuveni să nu recunoaștem lucrul ăsta. Dar în măsura în care noi avem posibilități, putem face și ce avem de făcut. Vedeți că depunem proiectul de canalizare pe unde găsim linii de finanțare și, mă rog, când am primit o adresă favorabilă, o să mai dureze. Dar suntem obligați să informăm populația acum, pentru că domnul Drăghici în fiecare zi reclamă. În fiecare zi reclamă. Un om care ajunge să facă, eu știu, acuzații la adresa șefului de la Curtea de Conturi. Să-l facă corupt. Să știu să tracaseze șeful de la Inspectoratul General de Stat în Construcții, să dea locuri de muncă, să ofere locuri de muncă inspectorilor, să le reproșeze tuturor că i-a îmbolnăvit pușcașul la Corbasca de corupție, pe toți de la Bacău.
cine răspunde care nu-i convine răspunsul, deci răspunsurile sunt fondate, având în vedere deplasarea în teren a inspectorilor și a organelor statului, ei vin cu leg date și fac comunicare. Nu-i convine răspunsul. Se adresează a doua oară și spune că sunt corupți și ei. Da. Adică dacă ei comunică negru pe alb, că am fost la Corbasca și am găsit asta, asta și asta, eu zic, nu, nu-i corect, domnul, v-am mânșit ăsta. Adică să mențin o sare. Cam să poate judecată, domnule, până la urmă. Rog public pe cel care colaborează cu genul ăsta de oameni să se oprească, pentru că nu îi face cinste în nicio împrejurare lucrul ăsta. Credeți-mă pe cuvânt că e cel mai jenant lucru, cea mai jenantă postură care un cetățean s-ar putea așeza. Să fii reclamagiu de serviciu și să faci ce să faci? Să blochezi, eu știu, activitatea unei primării, pentru că noi trebuie să... Apele Românii, spre exemplu, sunt a treia oară. Da, la noi. Au venit, au constatat că nu e nimic adevărat, au încheiat proces verbal, notă de constatare, nu e nimic. Din ce să reclamă, nu e nimic confirmat. Acum a reclamat din nou, dumnealui stă și se uită pe Google, că n-are altă treabă și vede acolo, eu știu, în timp real, cum vede el, ce vede, dracu să-l spozule de găsul, mă ierte Dumnezeu. Și fiecare zi reclamă la toate instituțiile astea. Uitați-vă și noastră cu ce ne confruntăm, timp pe care ar trebui să-l acordăm comunității, da? Pentru că avem altă treabă decât să stau să explic cu organelor de control de la Apele Române ce se mai întâmplă la Corbasca. În altă ordine de idei, mă chinui de o grămadă de timp să autorizez un sistem de alimentare cu apă. Acum, punem în cap tot sistemul ăsta de gospodărire, că nu fac că școala deversează în șanț, în rigolă, că blocurile deversează în pârâu. Nimic, 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 absolut nimic verificat. Adică totul e verificat din regulă, nu e nicio problemă. Nimic din ce a pus dumneavoastră nu este fundamentat. Dar cu toate astea, fiecare zi ne bombardează. Și ăștia de la Bacău parcă au nebunit. Credeți-mă pe coloană, am spus, bă, sunteți, am spus că îmi pun câini la poartă, nu mai primesc pe nimeni. Că nu mai suport, efectiv. Păi vine garda de mediu, de amendă. DSP-ul îmi dă măsuri de implementare, un control, peste 3 zile vine un alt control care spune, doamne, nu mă interesează ce ți-au dat, îți dau amendă, dar sunteți la aceeași instituție, doamnă, zic. Vă gândiți că vă faceți de răsuri pe alții? Aia au fost doctor, dumneavoastră ce calificare aveți? Noi suntem inspectori. Scrieți, doamna mea, uite, da, eu trebuie să mă duc în instanță, să mă cert acum cu instanța, să-mi anuleze prostiile pe care le scriu doamna Gogoloi, sau cum o cheamă pe... Mă rog. Deci cu asta ne confundăm. În loc să ne gândim la buget, la liste de investiții, la derulări de investiții, la închideri de lucrări, la ce avem de făcut, noi trebuie să-i răspundem lui Drăghici. Un personaj semidoct, care a învățat să scrie pix cu câsă și îmi iau cam mâța, atât, dacă doar dacă citiți o reclamație, o să vedeți, vă faceți de vă doare stomacul de râs. Deci n-a învățat să scrie, n-a citit decât un ziar în viața lui, că n-a făcut altceva, o să registreze lucrul ăsta și vreau să-l vadă, poate trebuie să-l vadă. Deci n-a citit mai mult de Gazeta Sporturilor toată viața, dar numai la rezultate s-a uitat, nu s-a uitat la comentarii despre meciuri. Un om care n-are geamuri acasă, dar vă duceți să vedeți casa lui, nu are geamuri la casă. Are casă numai cu o ușă, atât. Și restul înăuntru e întuneric. Așa e și în capul lui întuneric. Deci nu se poate așa ceva. Opriți-vă, fraților, ajunge cu alimentat un imbecil din ăsta care nu face decât să încurce toate... Vă dați seama că nu, noi stăm și o să facem un ghișeu din primărie, ghișeu de răspuns la SISZ. Păi da. Atâta ne-a mai rămas de făcut. Păi când mă vede cineva cum așa, bă, primarul cu casierul, cu asistentul social la poliție, nu știu, secretarul, ce-o făcut și te-au furat primării, i-a furat. Păi trec oameni pe la Răcăciun, trece toată lumea pe drumul european, ți-e rușine, băi, ce scaut eu, zic, eu n-am fost la poliție, fraților, până să ies primarul, nu m-am dus la declarație la poliție. Da. Păi acum vor să găsim o soluție cu blocurile, să închidă WC-ul. Dărâmați interzis să mă duc la WC? Nu, dărâmați blocurile. Ăștia fură curent. Da, bă, fraților, uitați-vă și noastră cu ce ne confruntăm. Păi să-l dă că nu. Ăștia fură curent. Păi... Noi aduc și unul la dumneavoastră ca aici. Dar e glumă. Nu, 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 nu
Printre ultimele reclamații, una făcută la prefectură. Are pe cineva de aici în comună care... Au fost publicate declarațiile de interese și de avere ale consilierilor și angajaților și au scăpat două cu CNP, cu vezi, nu se respecte GDPR-ul. Deci el e focusat pe absolut ce deci, înseamnă de tot. Pe pagina noastră de e-mail și am văzut... Și două declarații au scăpat cu codul numeric personal acolo. Gata, dau toată lumea, vine să vedeam judecat. Dă-i mă judecat. O zis că vorbește el cu persoanele respective să dea primăria judecată că i-a publicat date cu caracter personal. Da. Asta e viața. Haideți să trecem la lucruri serioase. Treceți-mi că nu am deja energia pozitivă. Da, da, mai eram prea debordat. Da. Timpul în loc să fie folosit constructiv pentru lucruri bune și frumoase, păi noi nu, dar când ești de la Bruxelles, mă, Bruxelles e capitala Europei, bă, capitala lumii, acuși, bă, vezi că anvergura pe care o capă de vie. Bruxelles, în afară de calitatea de cetățean european, ce altă calitate mai are, îi dorești? Păi vine să-și plătească taxele la Corpasca. Nu, ca și cetățean al comunității. Ca și procedură, este legea transparenței. Ce se poate să facă? Dacă noi avem 10 cetățeni de ăștia care doresc treaba asta, să ajungă toată lumea din primărie, trebuie să... Îi dați un vreo sală, domnul. Am avut cetățean care a cerut să-i publicăm toate proiectele de 10 ani în urmă. Nu-i trecut. Da, dar nu, și te crucești, îți faci crucești. Cine crede că e ușor, poate să cerce. Blochează instituții. Noi plecăm câte o săptămână, două lună, vă lăsăm să încercați noastră, poate, eu știu, găsiți alte... Da, acum vorbeam cu domnul secretar în particular. Domnule, dar nu... Cum scăpăm, domnule, de asta? Cum scăpăm de problemele pe care le avem? Că sunt probleme de acum cronice. Eu nu mai pot să mai tac din gură. Am zis, le-am spus și eu oamenilor ăsta care vin în control. Băi, fraților, sunt obligat să mă duc la presă, să reclam că după schimbarea puterii politice ați înnebunit. Deci ați înnebunit, cu drăghici, cu tot. Eu nu mai pot lucra oameni buni, în presiunea asta, eu nu mai pot lucra. Mă duc acasă și le vin pe drăghici să vină primar la Corbasca să facă treabă el. Cu respectarea GDPR-ului, cu respectarea condițiilor din mediu, cu respectarea condițiilor de ape, cu respectarea cu ce vrea dumnealui, să respecte de la Bruxelles, să vină cu legi. Da? Și cu viziune de la Bruxelles. Păi e posibil așa ceva? 5.000 de oameni se uite în gura unui dobitoc care n-are altă treabă decât să ne fac bleafturească peste tot. Are pe cineva care îl... Are pe cineva care îl... Că nu știa nimeni că vice... Nici eu nu știam că viceprimarul are garaj. Eu am scăs făcut din Ceaușescu și le pun la dispoziție magazin, ce e acolo, în dotările blocurilor. De unde să știu eu că în 1970 ceva... De 10 de ani nu s-a putut câțiva... Da, are și care asta am comunicat și noi, domnul Pușcaș, când am avut să pun asta un alt control și s-a făcut referire la garaje și alte construcții și alte investiții, punctual au fost puse, ca cu sudura, al lui X, al lui Y, al lui Z. N-am ajuns să știe că domnul Blănaru are un garaj între trei blocuri. Nu, dar cineva tot din Corbasca a transmit. Putea să spun că am și eu la documentat. Și domnul Gărgălui, și domnul Rădoi, și domnul Roțeta, și alu Poaie de la deal. Nu, domnul Blănaru, ca să lovească funcționarul din primărie. Secretarul, că are impecul. Că secretarul moare, dacă am copii, trebuie să-i țin la Prăși, la Drăghici, la Bruxelles. Deci nu trebuie la cartofi sau la șparanghi, la germane, da, nu? Nu trebuie să faci nimica. Trebuie să dormi. El nu e stai să bată un cui în urcă. Hai să revenim pe la... Proiectul de hotărâre numărul 31, care practic e mână în mână cu proiectul numărul 33, privind aprobarea Programului Național de Achiziții pentru 2021 și strategia anuală de achiziții publice. Aici știți că bugetul se fundamentează pe un program de achiziții publice și programul are la bază o strategie de achiziții publice. Există lege care reglementează, e în spatele documentației, e completă, e conform legii. Noi îl avem pe domnul Vasile, care mare leacă și-o ia razna și el, că trebuie să le facă pe toate, și urbanism, și proiecte, și toate celea. S-a urmărit programul de achiziții de anul trecut, cu ce propuneri sunt anul acesta. Ați putut să-l studiați, că este anexat aici la hotărâre. Dacă mai sunt și strategia și programul de achiziții poate să fie îmbunătățit pe tot parcursul anului, dacă de câte ori este nevoie.
Da. Și nici mai apare. Sigur că da. Proiectul numărul 32 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și asistență sau reprezentare juridică. Domnul a vorbit și o să vedeți acolo că sunt vreo 3 sau 4, 4 oferte de la domnul avocat. Nu atunci aia, 4, 6. Nu, că sunt 4 cazuri diferite. 4 cazuri diferite, sigur că da. Da. Patru două amenzi, avem cu gironapul o respingere la procuratură și nu mai știu ce, în tot cazul. Toate sunt justificate. Proiectul 33 l-am prezentat. Una de 1000, două de 800, una de 600. Da. Păi și avocații trebuie să trăiască, nu? Dar măcar omul și-a făcut treaba. Și de complexitatea procesului. A câștigat toate speciile în care a fost angajat. Nu avem ce plânge din cauza acestui domn avocat, care e un om excepțional. Proiectul de hotărâre numărul 34 privind aprobarea devizului general actualizat în anul 2021 pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drum comunal DC98B, Vâlcele, pe PNDL. Aici a fost o problemă la autorizația de construire. Suma a fost mai mare decât am văzut eu ceva aici la Vasile. Și trebuia normalizat lucrul ăsta. Licitația asta, cum îi spune, am uitat, recepția e deschisă, nu-i final, e deschisă. Recepția terminalului e deschisă, ea a fost amânată până după Paști, în timpul recepției s-au descoperit lucruri care, pe care constructorul trebuie să le remedieze și la fel și această neconcordanță trebuia remediată, drept pentru care s-a modificat devizul aici cu ce era nevoie. Proiectul numărul 35 privind aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării procedurilor de achiziție a lucrărilor la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare dispensară în comuna Corbasca. Deci după contractele de achiziții care au fost, trebuia luată hotărâre, ne cere Ministerul Dezvoltării. Trebuie să facem și la școală, dar n-a venit devizul. Da. Modificat. Da. Lucrările sunt la recepție, nu e vorba de cheltuieli suplimentare, doar de, știu, de concordanțe făcute între... Și ultimul proiect pe ordinea de zi, ultimul a fost cel cu UNICEF-ul, pe care o prezentăm noi astăzi, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local Comunei Corbasca pentru trimestrul 2021. Aici scrie clar, este prevederea de lege. În luni aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru al patrulea trimestru, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta ședință publică spre analiză și aprobare execuția bugetelor promite cu cele două secțiuni, dezvoltare și ce mai aici, funcționare. Ați văzut prevederile, realizările. Suntem în măsura în care am putut face cheltuielile în primul trimestru, având în vedere că am putut funcționa pe coeficientă la 1 pe 12 din bugetul de anul trecut. Toate lucrurile sunt la vedere. O să le vadă și domnul Drăghiș că vor fi publicate în monitor oficial, local și pe site-ul primăriei și pe toate celelalte. Doamna președintă, vă rog frumos să faceți propuneri pentru discuții să ne notăm. Deci, dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să se înscrie la cuvânt, propune, sugestii, reclamații. Cu sticlă. Cu sticlă. Cu sticlă. Așa ne zic. Deci, domnul Irimia, mai dorește cineva? Eu la divers. Hai, mai zic. Îl mai suflăm. Pandemia, dar nu mai ținem mașina, dar nu mai suflăm. Mai înscrie cineva la cuvânt? Poate pe partea. Acum la buget, doar numai de da.
Domnul Irimea, vă rog, până când se mai gândește cineva... Da. Pentru... Aș avea ceva la proiectul ăsta cu gospodărirea, să adaug. Așa. Tot suntem la investiții. De ce nu cumpărați niște coșuri de gunoi mai mari, mai multe, să le puneți pe la colțuri de... Dacă ați urmărit în planul de achiziții, sunt acolo programate să cumpărăm șapte eu nu mă refer, nu mă refer la dotare și amenajare spații acolo selectivă. Este vorba să cumpărăm 7 module, a câte 4 containere, deci 28. Deci am văzut asta, nu la asta m-am referit. Nu, mă refer la niște coșuri, de la colțurile. Coșuri mai mari, nu alea mici care se umplu în două ceasuri, că de asta aruncă lumea pe jos. Am văzut că ziceți, că ziceți de obligații, dar și primăria ar trebui să aibă datoria să pună la dispoziția cetățeanului niște coșuri mai multe, că ăștia-s români, aruncă pe jos. Corect. Și dacă nu are unde arunca, da, nu are. Nici în buzunar, nici în geantă nu le bagă, le aruncă pe jos. Dar ia să puneți mai multe coșuri și mai mari. Să puneți și o să le găsim tot pe jos. Da. Toți suntem la investiții. Iar asta, ok, mi-ați răspuns cu colectarea selectivă. Am înțeles. Vreau să întreb despre ce era vorba. Da, aici la coșuri avem proiectul ăsta de investiții. Până la proiectul de investiții... Păi da, dar nu putem face dotări peste dotări, pentru că în proiect avem și dotări prinse. Până atunci sunt în plantă și avem prin curte pe aici, o să facem centrul ăsta cu 20 de coșuri. Și la fel, o să găsim până în șanță. Că e vorba de educație aici, nu e vorba de coșuri. Poți să ai 100 de coșuri, să te împiedici de ele, că tot n-ai să pricepi. Poate jumătate de ei o să arunce la coș dacă îl văd. Să vă fie gura aurită. Unde să arunce? Să vă fie gura aurită și să dea Dumnezeu să fie pline, să le golim noi fiecare zi. O să punem coșuri, fără probleme. Mai ziceți că puneți asta cu supraveghere, poate fi dată niște... Păi se pune și aia, cum nu mai pot fi date niște amenzi? Păi amenzile deja au început să curgă. Păi... Că era normal să... și era și timpul să facem lucrul ăsta, că atâta de indulgențe am fost că n-am mai întâlnit așa ceva. Deci nu dai amendă ca să nu ne facem răi cu lumea, știi? Da, în condițiile în care oricum populația nu înțelege de vorbul bun, oamenii nu înțeleg de fapt o parte din ei. Acum noi băgăm stăciunea oală, dar avem și așa și așa. Oamenii nu înțeleg că trebuie să facă anumite chestii din, eu știu, proprie inițiativă. Nu trebuie să fie constrâns, sancționat, să faci curat, să nu știu ce. De exemplu, dar unui geam eu, dacă cercul m-ar fi la Stărișoara zilnic, deci cred că m-am oprit de vreo 4 ori ca să iau din pădurii efectiv caserole de unică folosință, da. Aruncate probabil pe geam, chiar mă uitam să văd de unde sunt, gen oșa în capuri, eu știu, ca să-mi fac o idee cam cine ar fi. Acum, da, și oamenii aruncă... Aștia, în contra cu apa și cu puțuri. Dar nu avem doamna directoră acolo? Păi nu-i doamna directoră, nu sunat pe aici. Mă întorc înapoi dacă e nevoie. Știți că a fost foarte interesată, iertați-ne, foarte interesată de bugetul școlii. Da. Nu a dat niciun telefon, a trimis o hârtie contabilă pe care a trimis-o. Să verific puturile, că noi avem vitanșadă, să mă duc să... Doamna. La factura de la vitanșadă? Da. Și aveți factură de cuză, nu? Cum să nu? Să fii sus la doamna. E la contabilă, vă trimite contabilă. Da. Pe adresa noastră de mail să le-o dăm. Mă întorc înapoi? Nu, dacă nu mai... Să vorbiți, să trimită factura de vitanjare ca să putem să ne-o prezentăm. Acum am văzut și vorbesc. Doamna Mereal, vorbiți și să ne trimită pe adresa noastră. Și acolo cred că vă cer ei, nu? Sunt ei. Pentru că tot, iertați să-mi fie, dar ambii directori de școli nu prea au fost interesați de ceea ce se întâmplă aici cu bugetul ăsta. N-au venit, măcar, domnule, hai să vedem, discutăm, ne dați, nu ne dați, ce ne... Au făcut niște solicitări la care n-au adus nici o justificare. Scurt.
Va vine să plângă că n-are bani. Păi, tocmai spunea doamna contabilă, domnul Blanaru, dar chiar dumneavoastră că stăți. Da, domnule, chiar eu. Păi dacă vii fără justificare, îmi cer bani pe navetă. Da? Nu vii cu o justificare. De ce îmi ceri? De ce îmi ceri atâta? Să ai o justificare, pentru că fiecare cadru didactic care face naveta este obligat să facă o cerere și să specifice, mă deplasez în zilele de sâmbătă sau vineri acasă pe distanța de, care costă atât, ori atâtea pe lună, ori atâtea luni, atât. Fiecare cadru didactic trebuie să prezinte acest lucru directorului de școală. Au venit, au cerut, ba mai mult, doamna directoare de aici cere pentru transportul elevilor 250 de milioane, 250 de mii de lei. Adică 2 miliarde jumate. 2 miliarde jumate pentru motorină. Fără să justifice. A cerut pentru piese auto 1 miliard. 100 de mii de lei. Fără să justifice. Păi dacă cere fiecare an 100 de mii, dă-l dracule, că nu, 200 de mii iau altul nou. Păi, nu se poate. Un microbus. Adică să vii să ceri fără să justifice acești bani. Adică cererea pe care o faci. Nu trebuie justificat. Nu, iertat să-mi fie, dar e chiar strigător la cer. Ceri burse școlare fără să ai o documentație. Poate dumnealor au, dacă încerc de la primărie, vino, domne, uite, domnul primar, astea sunt cererile, astea sunt solicitările noastre, astea sunt criteriile, burse de merit. Domnilor, regulamentul, există un regulament ca să obții burse de merit. Sunt niște condiții pe care nu știu câți elevi din Comuna Corbasca îndeplinesc aceste condiții de primirea bursei de merit. Că așa scrie acolo, nu burse sociale, burse de merit. Care au trebuie și rezultate, în măsură. Sunt niște chestii pe care dumnealor iertat să-mi fie. Băi, în afară de faptul că mă urc în mașină și vin la serviciu și plec de la serviciu, nu mai mă interesează nimic, dar am o construcție acolo care să face. Nu mă interesează. Păi cum dracu nu te interesează? O face pentru școală, nu o face pentru... Doar nu o face pentru mine, o face pentru școală. Dar păi dacă tu nu ești acolo să vezi, să vii, domnul primar, ia vezi că aici parcă mi se pare nu știu ce. Cine este președinte la Comisia pentru Învățământ în Consiliul Local? Vă spuneam... Doamna Brânceanu. Nu sunt eu. Pentru Doamna Dragă. Aici, în Comisie, pentru Învățământ. Aici, da. Facem noi adresă către cei doi direct. O să vină cu un raport de activitate, cu prezentarea rezultatelor acolo, la sfârșit de an, să ne spună și nouă cum să... Poți să-i acum, dacă o pun pe doamna Brânceanu, sigur o să aibă conflict de muncă. La Consiliul Local. Face solicitat să vină cu, în fața Consiliului Local, să vină cu niște rapoarte. Așa, la rândul nostru, să arătăm inspectoratului județean că suntem preocupați de soarta copiilor noștri. Înțeleg că nimic din ce a fost nu se mai respectă, nu mai e nici programul de venit la ore, nici strictețea de a nu pleca de la ore, nici nimic. La următoarea ședință, chemați în Consiliul Local, frumos, pe am un chemat directoare. Da, mă rog, să specifici, băi, asta, ce fie? Există comunicare, colaborare, e bugetul, domnule, e bugetul școlii tale, să nu vii, să te interesezi de el. Domnule, ce faceți? Eu trebuie să-l tine și eu nu vreau să laud fosta directoare, dar era spiritat, nu scăpai de ea, puteai să știai că e arici. Să-ți băga fosta directoare. Da, nu scăpai de ea. Când avea o treabă, până nu te convingea că așa este și bravo ei, felicitări pentru că au făcut și s-au văzut ce-au făcut. Acum, dacă vor să prețuiască ce-au făcut, foarte bine, dacă nu... Păi, aia de la poartă de acolo au făcut-o degeaba. Dacă stă toată ziua deschisă, ce rost mai are? Da. La Băcei găsesc porțile alea, zici că e sat fără câini, adică n-are niciun fel de tragere de inimă nimeni. Ca să se cer 2 miliarde și jumate pentru consum din motorină, trebuia să aibă un parc auto de 10 microbuze. Cum se cere așa ceva? Și înainte și înapoi. Cu
cum se cere așa ceva? Nu mi-arribă 100 de kilometri. Puteam, poate să merg un singur microbus, consumă 200 de litri pe lună, pe săptămână. 1000 de litri pe lună. Da, 12.000, 2000 de litri pe an. Păi nu știți cu prețul, să vedeți cât faci. Cum adică? Și un iziar pentru reparații la microbus, ce vă spunem, suma? Dar nu trebuie să justifice cu fiecare chitanță, mă? Iar acum legea s-a modificat și le-au dat finanțele. Banii nu le mai dăm noi, noi le-am suplimentat undeva să fie la nivelul anului trecut, pentru că dacă dumnealor n-au venit aici, bă, când vin cu cererea, vină și argumentează, măcar în fața, dar nici măcar la primar n-au venit. Au venit, au lăsat-o la înregistrat și au plecat așa, hoțiși, bă. Bă, seagă, n-aveți nevoie, iertați-mă că vă spun. Adică dacă aveai nevoie, domn primar, uite ce am pus aici. Am pus navetă pentru cadre. Am atâtea cadre, exact ce spunea domnul Grunar. Am cursuri pentru, eu știu, mă duc la doctor cu profesori. Am pentru copii, trebuie să aduc doctor. Nimic, nimic, două rânduri trecute pe o hârtie, înregistrată la primărie. Și de aici noi trebuie să ne dăm cu părerea. Mă, ce-o vrea, mă, unde Dumnezeu? Ce să facă? Burse de merit, așa scrie. Burse de merit. Da, da, da. Păi bă, fraților, ați-o dragul de dragul. Bursa de merit, vedeți cine o ia? Apoi de la candidat, ceva. Este lege pentru așa, da. Nu poți să încalci lege. Nu cred că să dea Dumnezeu să fie copii care vrea mai bine cerea burse sociale, era altceva. Ce mediu au ta? Da, burse de merit. Da, da, da. Sunt probabil câțiva copii care merită să ia burse de merit. Dar trebuie să aprobăm un regulament și să avem o evidență strictă pe clase, pe școli, cum, câte, ca număr, în așa fel încât, în momentul când aprob, să știi ce aprob. Eu așa, domnul, aprob 30 de burse. 26 de mii navetă cadre didactice. Bun, de acord cu această sumă. Justifică. Sau 80 de mii pentru investiții. Dar ce vrei? Ce investiții? 80 de mii faci investiții, da? Investiții la școala Corbasca faci. 80 de mii a cerut investiții. Când școala aia a fost supusă unui program. Bun, și dotare și... Ce faci cu banii ăștia? Ai vreun devis, ceva? Ai ceva? Asta este lipsa de comunicare cu ordonatorul principal de credite, a, care este primarul. Nu contabilul, nu femeia de serviciu sau omul de serviciu de la primărie. Deci primarul este ordonatorul principal de credite și peste cele două școli. Păi tu ai venit, ai lăsat la registratură hârtia și ai plecat. În loc să te fi dus, să o înregistrezi, să te duci la primar, domnul primar. Uite, asta e situația. Haideți să discutăm un pic. Nimic. Ai eu chemam contabilul, că așa procedez. Chem contabilul, doamne, aduceți-mi ce am avut anul trecut pentru școala Corbasca. Ia să vedem ce ne cere, doamna. Puneam în armonie. Doamne, vă trebuie mai mult, da. Bun, hai, cât trebuie să punem? Așa am făcut în fiecare an. Anul ăsta nu s-a mai făcut același lucru. Și se vede că plecarea lui Loredana o a dormit-o și pe cealaltă, pe Adriana, că nici ea nu mai venit. Ei spunea una pe alta, erau într-o competiție tot timpul, adică chiar mi erau dragi. Până la ziua, era aici. Exact. Făcea asta așa, era. Dom'le, dar facem și noi. Dar dacă nu faci ce, nu mai faci nimic. Da, acolo, acolo jos. Da, haide să... Mai haide să... Din discuția care ați avut-o, vă rog, eu cred că la dezbaterea bugetului trebuiau invitate și doamnele. Invitate la ședința de consiliu, ca să vadă și să luăm la politica cu ceea ce au solicitat. Dar degeaba vorbim aici. Vine vorba invitate, mai că nu avem spațiu așa mare ca să ședința este publică, să pot participa și alte persoane. Dar nu este spațiu pentru așa ceva. Ținând seama din pandemia asta, care nu mai scăpăm de ea. Eu cred că toți au tras concluzia că ceea ce au fost supus spre aprobarea noastră sunt proiecte importante pentru mersul bunul mers al comunii noastre. S-a văzut sumele care au fost alocate atât din către Consiliul Județean cât de finanțele publice. Nu sunt suficiente ca să putem rezolva ceea ce ne-am propus. Problema cea mai importantă este ca la nivelul Consiliului Local
să fie demarate acțiuni pentru obținerea de venituri proprii. Deci, din veniturile proprii să putem aloca, să rezolvăm și problemele care ni le-am propus și în campania electorală, și în această ședință. Deci ne trebuie bani. Deci ca să realizăm ce ne-am propus, ne trebuie bani. Din ceea ce s-a văzut, trebuie impulsionat personalul care se ocupă cu impozitarea impozitelor de la nivelul comunei. S-au făcut case peste casele alea mici, care avea cetățeană. El automat a rămas tot cu impozitul pe casa aia care a avut-o. Dar te duci acum, au făcut case cu două etaje. Nu mai este același impozit devenit pe clădirea respectivă. Pentru că și discuțiile care am avut cu cetățenii, băi, fraților, dar trebuie să vă gândiți că nu mai este impozitul care știați dumneavoastră, care avea casă de lemn și de lucru. Da. Sunt alte criterii de... În funcție de clădirea actuală. Păi bineînțeles. Deci aici este treaba celor care se ocupă de să aducă la nivelul primăriei sume de bani pentru a putea rezolva ceea ce ne-am propus. Deci din bugetul acesta eu mă gândeam că și aici trebuia prezentat cât sunt cheltuieli la nivelul personalului, la nivelul localit, la nivelul consiliului local, ce sume mai alocăm, adică avem și noi nu ne-am realizat și n-am putut angaja o poliție comunitară, care poliția comunitară are un rol deosebit în sancționarea celor care încalcă legea, ca nu se ducă nici primarul, nici vicele. Deci polițistul comunitar este în măsură să poată aplica legi, aplica amenzi și conform legilor în vigoare. Da, să adune hârtii de la magazin. Deci noi nu știm cât se cheltuie la bugetul local. Deocamdată alocat din finanțe, din consiliul. Cred că ar trebui să impunem, mă scuzați că intervin, să ne dăm telefoanele pe silent noi, membrii consiliului local, doar domn primar, domn secretar, știu persoanele care au urgențe, că așa nu știu, deranjăm, deraniam discuțiile când sunt copilul, cătălul, cătălul, m-aș mai referi la... Din respect. M-ar mai referi la proiectul cu aplicarea legii privind cu ordinea și curățenia în comun. Chiar dacă dumneavoastră o să puneți pe site această hotărâre cu privire la sancțiunile care se aplică la persoanele fizice, sancțiunile care se aplică persoanelor juridice, nu toți cetățenii au telefoane și s-au făcut de citit pe telefon. Eu propun să se extragă pentru cetățeni care sunt obligațiile și sancțiunile și obligațiile celor care au deținut societăți sau întreprinderi familiare și să fie înmânat personal și să studieze și să respecte ceea ce noi am aprobat în ședința de Consiliu. La Vâlceri, acolo, și să mai... Nu-i terminat podul, ce nu-i terminat acolo? Da. Aici s-a refăcut devizul general la drumul comunal. Da. Sunt de acord cu celelalte proiecte și ne aliem dumneavoastră să vă ajutăm pe unde trecem să explicăm și noi cetățenilor și nu lăsăm numai la nivelul primarului, vicelui și secretarului ca să facă o comunicare cu cetățenii. Suntem și noi obligați în calitate care o avem să atragem atenția cetățenilor, să le explicăm,
fac treburi din pomul să nu mai, să nu mai fie vizorul Bruxelles. Da. Drepturile, dar și obligațiile ca și cetățeanul. Cetățeanul respectiv nici nu locuiește pe raza comunei, este un intrus care stă pânzodat și ascuns. Este informație de la nivel de... Și cam știm de unde sunt informațiile. Domiciliul ăsta vine pe Brașov și actualmente stă la Bruxelles. Păi da, din ce nu exact cum era Pociroc, care reclama bisericile de la un cap la altul și primăria vreo 2-3 ani la rând. Păi până s-o l-a murit și ăla, împăzea câmpii degeaba. Era de la Brașov și îl dezgropa pe taxul fiecare an. Putea să vină la cimitir, să-i facă curat la cimitir, la taxul acolo și să plece. El avea treabă cu toată comună. Da. Așa și cu ăștia. Da? Ce să le faci? Dar trebuie, conform legii mediului, domnul primar, să dăm amendă la construcțiile care nu sunt la fațadă renovate, cum spune legea, să le mai dăm și amendă. Și să-i dăm și lui Drăghici. Că ține bordeu. Îi dăm lui Frasul și lui, cam un doi moșteneți cu o construcție de la taicătul. Nu-și pun fațada conform, am făcut drumuri, am făcut un șanțuri, am făcut aia. Dar autorizația acolo de bordeu? Da, l-ai făcut din 1900 toamnă, n-am zis ceva. Păi da, dar trebuie să știu acum dumneavoastră, îi cere să dați explicații pentru ce este îmbrăcat cu trebuie. Să-l verificăm și noi, avem program, avem lege. A fost făcut pe timpul Ceaușescu, că îi luase niște aia și o dădea la altă. Dar este obligat să întreține locuința în mod corect, așa cum spune legea. Nu să o lași în parage, parcă e bordelul. Dacă locuiești în ea? Ca din Țicău. E frumos aia, da? E bine dat foc. Domn primar, ce face cu iluminatul public, stă luminile până la 7? Trebuie să facem ceva cu el, să se stingă. Așa probabil că reglate. Cam la 7 stau? Până la 7 dimineața. Dar cine a umblat la ei? Păi n-a umblat nimeni, a venit cineva de asta iarnă să le mai vedeți. Dar eu le-am programat și la 6 trebuie să stingă. Nu stingă, la 7 stingă. O să le modificăm. Probabil că s-a... Un piceasul vechi. Un piceasul vechi. Și dacă tot avem în comun atâtea fose, nu găsim pe cineva cu bitanja ca să ne deservească? Dar nu pune pe mine, că doamna primar la Tama și la pușcărie, dar îți caută de asta, nu vreau să mă duc acolo. Deci conform afaceri. O să intrați și căutați, găsiți clar, fără discuție. Nu, eu ziceam să găsim pe cineva ca să deservească toată comuna, să aibă număr de telefon. Doamna Costică, mergi la doamna Ienuța lui Răuță, iei numărul de telefon, pentru că ea o suna femeie, a venit o bitanja, 10 milioane. Fără chitanță, fără factură, fără variante. La unii cerești de la mediu. Sunt grămadă fost în comun. Faci dovadă că ai chitanță. E găsășește de la Nicolae Bălcescu. Lui Eco. Domnul Munteanu, doriți să spuneți ceva? Da, da, vreau să spun. Zi, domnul. Voiam să vă întreb, cât timp durează o clădire, cum a spus dumneavoastră, domnul viceprimar, ca să fie la gata cu fațada, asta odată, de la construcție, deci dacă e o construcție nouă. Dacă este un timp, are un timp anumit? Prin autorizația de construire, se stabilește o perioadă de timp în care omul trebuie să... Dacă nu termină lucrarea. Dacă nu mai există, dacă nu termină în perioada stabilită de prima dată de autoritate, mai există posibilitatea prelungirii cu încă un an sau doi. După aceea nu mai există posibilitatea prelungirii. Deci termenul este stabilit de autoritate în funcție de construcția respectivă. De când se pleacă la construcție sau când ajunge la roșu și urmă? Nu, nu, nu. De la momentul începerii construirii. O faci în prelungire. Da? Deci în momentul în care a obținut autorizația de construire, acolo se scrie valabilitate 2 ani sau 3 ani. După acest termen, dacă el n-a terminat, este obligat să vină să ceară prelungirea valabilității autorizației de construire. Asta se prelungește, din câte știu, cu un an de zi. După acest termen, este interzis. El trebuie să o termine în termenul respectiv. Să facă recepție. Da, trebuie să facă recepție. Așa, cu curățarea șanțurilor și din dreptul fiecare gospodărie este foarte ok și m-aș bucura, sau cu toții cred că ne-am bucura, dacă s-ar implementa și eficientiza totodată chestia asta. Lumea o să strângă, cred eu, tot petrișul, tot praful, tot asta și o să-l pună tot în pubela de gunoi
Și iar o să crească costurile, mă gândesc, la salubrizare. La tonă. Da. Că nu cred că vor arunca sau să ducă undeva anume gunoi respectiv. Cu utilajele agricole, într-adevăr, se fac urme și așa, dar mai sunt și posibilitatea când te prinde o ploaie în câmp, când nu ai posibilitatea să ieși cât de repede, atunci ce se va întâmpla în caz de cineva sau o să ajungă cu tractorul? Lasă utilajul tarlap în termen cu ploaie. Nu, atunci ai o poate după tine și mătru, că așa are neamțul. Și îl spală. După ce îl spală, intri pe asfalt. Când se duce, când se duce, trebuie să duc cu tot cu roți. Nu mă interesează. Accesul este interzis. La nemțarii mătură și lopata a ieșit în șosea, cât s-a murdărit de cu mătru, a strânge tot după el și pleacă, își vede treabă. Da. Dar la noi, acum la Vâlcele, dacă nu iasă ăștia cu plugurile și se face... Acum mai puțin că avem asfalt pe câmp, pe drumul agricol și n-ar trebui să se întâmple chiar așa de des, mă gândesc la chestia asta, dar... Se întâmplă și n-ati... Omul că vede că vine ploaie, el tot mai stă. Hai stă, și când ies, bineînțeles. Dar au fost ploaie de astea mărunte. Lăsați-l să vorbească. Da, acum, na, cu utilajele agricole, dar mai sunt și cei care sunt, de exemplu, acum toată comuna noastră este în construcții. Majoritatea folosesc, na, ba, sapă, bansă și cară tot felul de noroi. Sunt, este pe stradă, noroi. Acum, cu cei de acolo, cum ar trebui să procedezi? Asta este o situație temporară, dar tu, adică aici s-a discutat despre niște chestiuni pe termen lung, în timp. Acum, la noi, că suntem în construcții... Nu, dar omul noi, dacă îi punem chestia asta... Omul nostru de rând, oricum, noi trebuie să încercăm să-i educăm... Asta impune legea și legea nu-i de acum. Codul rutier, treaba aceasta este mai de mult. De regulă, organul de poliție ar trebui să-și facă datoria. Dar acum la noi în comună nu prea există organ de poliție. Nu, la noi în comună se face poliție doar pe șoferii care consumă alcool sau altceva. Asta au fost pregătiți. Bun, și asta cu alcoolul până la urmă, adică să văd rezultate. Cel puțin eu am văzut rezultate pe tema asta cu alcoolul, că înainte cam la tot pasul cineva care consuma cel puțin două beri, era și făcea scăcioară marvilă sau eu știu ce... S-a văzut eficiența, cel puțin eu observ și afg printre conducători, am avut-o că nu. Dacă ai văzut cum mai bea de-a lua? Nu, oricum are șofer sau eu știu, dar printre ceilalți mai tineri, că aici nu vorbim despre oamenii care sunt mai maturi, sunt conștienți, sunt mult mai rezervați. Printre tineri ăștia... Teribiliști. Teribiliști, da. Și asta cu noi, Mihai și cu asta, noi trebuie cumva, nu știu, cred că trebuie făcut mai degrabă o campanie de asta de informare și cumva să-i direcționăm pe oameni și să-i, nu să-i educăm, că e greu să le schimbi și mentalitate și așa. Nu știu. Să informăm, că de fapt ține de noi, de bunul simț, să fii gospodăresc și nu trebuie să iau amendă ca să știu că nu trebuie să am cu noi în drum și nu trebuie să dai cineva... Sunt convins că orice din ăsta mai mare cu tractoare știe că nu are voie să pătrundă pe drumurile publice. Și știi ce se întâmplă aici din punctul meu de vedere? Că așa ca să știu, dacă ai tractorul dar sau mașina mega, dar nu intri cu ea în curte. Mai au, că dacă ies din tarla, murdar de noroi, și mă duc pe un drum care vine pe drumul ăsta, da? Dacă îl curăț mai încolo, îl curăț cât de cât, asta. Dar nu-ți ferească Dumnezeu să se dea jos din tractor. Nu! Sau la un drum de piatră. Pot să stau 10 minute și să-l mai curăț un pic de noroi, dar nu se face treaba. El, și dacă discul îi atinge un pic pe așa, el tot așa merge. Nu contează. Dacă are o pară și discul atinge pe asfalt, el așa merge. Dar nu, discul nu atinge data, din jumătate în jumătate metru. Păi, sau merge permanent. Sau merge permanent, nu unde aici, nu? De acum. Adică sunt totuși niște chestii care... Și
O trebuie să spezi. Dacă o să băgați ca în toate de spinsate, ce să face, asta înseamnă că te compozi cu te compozi, că n-ai ce să... Nu poți devii tu. Totul este de problema educației. Civilizație, educație și spirit gospodăresc, din punctul meu de vedere. Cu timpul trebuie și noi să ne obișnuim și să respectăm legea. Mai greu dacă suntem la țară și trăim în condițiile astea, de bine, de rău, ori să vină, eu te garantez, în momentul în care suntem din asfaltul ăsta, o să întoarcă mai mulți la țară, că într-o jumătate de oră pe drumul ăsta te duci până la Bacău. Poate să vină înapoi la casele părinților și... Dar ăla care vine de la oraș, aici la țară, nu mai respectă ceea ce face la oraș. Da, da, da. Mulți fac așa. Este vorba de educație. Asta e. Mai am o întrebare. Cine se ocupă cu, nu, eu nu știu, cu stâlpi de televiziune sau de curent electric, nu știu ce sunt. Sunt mulți stâlpi căzuți prin comună. De telefonie. Unde trebuie făcut o adresă sau cum trebuie procedat pentru a le ridica sau se întâmplă ceva cu ei? Sunat la ei, să sun la ei, call center. Da, o să stai o jumătate de oră și o să ai așteptări. Melodii, dar la telecom. Deci nu trebuie făcut vreo adresă sau ceva la primul da, direct cu ei. Am făcut și nici după 2 ani de zile nu a venit. Deci nu una, am făcut mai multe. Am făcut din partea primăriei. Am intervenit noi asupra unor stânte, i-am îndreptat că nu se putea circula. Statul meu nu am. Stat în stat. La două lucruri am omis în discuție. Problema când am văzut acolo despre ajutare de urgență. Da. Cei, cei care au ajutor social și mi-a stabilit o sumă pentru... Să-mi prindi banii. Și pe urmă, dată la culte, se mai pot până o cabană. S-au alocat și la culte, domnul Pușcaș. Da, sunt, da. Eu n-am văzut în buget. Nu v-ați uitat, că asta vroiam să vă spun, domnul Pușcaș, nu v-ați uitat la cheltuieli. La cheltuieli, aveți acolo... Am uitat... Aveți acolo autorități executive și era cheltuiel salarii administrative plus consilier, 1.610.000. Și mergând în jos și la culte, este, am alocat, domnul primar a propus 140.000 de lei pentru culte. Adică seama 1.400.000. Da. Deci sunt bani alocat. Dacă vă uitați la biserică care n-a cerut, iarăși n-a cerut niciun ban, este niciun. Acolo găsiți, la cheltuieli, găsiți absolut pe și învățământ primar, și finanțare pe bază, și burse, și absolut tot, găsiți toate cheltuielile acolo, așa cum domnul primar s-a gândit și le-a alocat. Inclusiv acum, ajutoare de urgență. Da, inclusiv, nu știu, e 5.000 sau nu știu cât e, nu? E 50.000, cred. Da, 50.000. 50.000, pentru că eu țin minte cifre și am pus un pariu. Ajutor de următoare plus ajutor de urgență. Am pus un pariu, e cu doamna contabil și cu doamna viceprimar, că ne rămân din toată împărțirea aproape 2 milioane în excedent. Și dumneavoastră nu au crezut, dar nu au vrut să pun nici pariu, că așa sunt lași. Nu vor să fac pariu. Da, domnul primar, dar... Când dimineața i-am întrebat, aproape 2 milioane rămas în excedent. De urma din... Corect, aveți dreptate, dar din ceea ce vedeți, eu vin cu... Și dacă îmi dați voie să... Multe sunt sus de fapt. Pentru că ne gândim și trebuie să facem acest lucru ca să intrăm în legalitate. Corect. Așa, vedeți, la protecția civilă și protecția contra incendiilor, avem alocat o sumă de 129.970, care se compune din salarii 109.000 pentru șef serviciu SVSU și 20.000 cheltuieli materiale protecție civilă. Și vin aici, domnul primar, cu propunerea ca să prindem atât în planul de achiziții, cât și în strategia de achiziții, să prindem
vă gândesc la cel puțin 20.000 de euro în vederea procurării mașinii de incendiu. N-am prins-o și dacă umblăm la sud, alea două... N-am pus mașină? Nu. Nu este prinsă nici în planul de achiziții, nu este prinsă nici în strategie, cu toate... Nu, dar pe 2 milioare, dar 2 milioane sunt 20 milioane, eu 20 de mașini. Deci în cazul ăsta trebuie să pus la vot propunerea domnului Blana. Deci, eu propun să alocăm această sumă de 120.000 către 120.000 de lei în vederea procurării de modificare a listei de investiții pentru anul 2021 cu suma de 120.000 pentru achiziționarea unei autospeciale pentru stins incendiu. Cine este pentru? Împotrivă? Suntem obligați în lege să facem același lucru, în același timp suntem obligați să angajăm șef serviciu să deseuze foarte bine. Ce se iei cu 20.000 de lei? Pedeapsa ca de pe primar, dacă nu știu. Primarul le îndură pe toate. M-am fortificat. Primarul care a fost de origine pe etaj din gol. Ce facem cu veciorul? Probabil, după ședință, cred că domnii ne așteaptă să discutăm și această problemă, dar dacă primăria nu are în administrare, A fost aterm loc. Da. Care a fost constructorul locuințelor. Sigur că da. A fost aterm loc. Nu a fost predat odată cu apartamentele, pentru că cei care și-au cumpărat... Eu știu că odată am curățat-o. Dar de atunci... Dar m-am adus pe ăla de la... Da, cum să nu? Am curățat-o, da. Unde să scurge și unde să duce... Deci asta trebuie să le spuneți, domnul vecin. Dar locurile au aparținut pe loc, stația de canalizare... Nu vor decât să... Ce să vă cum să... Păi să vă... Discute cu primăria să vadă ce și... Trebuie consultată cei 12 apartamente... Nu câte, 3 ori, 4, 2... Eu nu le-am spus, bă frate, dar dumneavoastră am interzis să mă duc la vecea, dacă munci. Eu am cumpărat apartamentul, n-am cumpărat și... Asta e o aberație, poate vrea să... Instalația de scurgere a... Veniți-vă cu dejecțiilor. Ce v-am avut? Voi l-am blocut din văduși safară. Văduși safară? Nu trebuie să... Poate... Pe balcon. Și așa aveți balcone. Să cumpărăm, să primăria să aloce un teren în vederea construirii unei stații de... E purare. Păi avem, domnul primar, domnul vecin, avem proiectul. Pentru blocuri. Nu pentru bloc, pentru toată comuna avem. Dar noi nu facem proiecte în proiecte. Avem pentru toată comuna un proiect care vor fi preluate și apartamente. Asta trebuie să știi, tovarășul ăsta. Ce, domne, să scurge pământ? Dar nu-i treaba mea, domnule. Ăștia sunt tovarăși, văd, că nu sunt... Dar eu am făcut instalația aia de scurgere, n-am făcut-o eu. N-am fost la construcție, nu știu despre ce-i vorba. Nu avem în primul... Că n-ajunge apa acolo. Du-te, domne, și verifică-o. Bagă nasul acolo. Așa erau și cei de la Curtea de Conturi, când nu le venea vede că fosa de la Băcea are 4 metri de adâncime, știți? Bă, s-a rogat, nu-i convine. Da. Păi le-a zis Costel atunci. Da, dacă nu credeți, băgați-vă acolo. Măsurați-o, băi, da. Băgați-vă acolo și măsurați-o. Nu crezi ce spune eu, știi? S-a urcat în măsoare și căprioare. Da, a adus un specialist și l-a urcat în pod. Nu mai știu, nu mai știu. Sunt în ședință, acum discutăm după ședință. Deci sunt 12 apartamente, sunt... Da, bine. Este asta, oficiul de poștă. Este magazinele de la parter, dispensarul medical, dar și el a fost conectat. Dar am adus la cunoștință doamnei directoare, că dar n-a fost acolo. Doamna directoare. Deci, altcineva. Mai dorește cineva să mai înscrie la cuvânt? Ce înseamnă transferul protecția persoanelor cu handicap? Avem instituționalizate, nu mai știu câte, 20 de persoane în spitale specializate. Banii ăștia îi primim de la Consiliul Județean și îi plătim către, da? Sunt tot, practic, îi dau și dăm înapoi, știi? E o chestie care fiecare an se întâmplă cu cel local. Din totdeauna, da, se întâmplă treaba asta. Am înțeles.
la cheltuieli cu salarii cămin ca cultural. Da. Acolo este doamna Dorica, care este referent la cultură. Salariul ei pe un an de zile, până este trecut acolo. Da, da. Ea nu face parte din administrativ de aici, de administrație, de unde se trebuie celălalt salariu. Separat. Biblioteca la bibliotecă. La fel și la bibliotecă. Da, da. Și biblioteca și căminul, da. Din salariile astea nu se mai oprește nimic, ceea ce este, ai brut sau ne? Alea sunt niște sume prevăzute, ele pot crede. Salarii brute, salarii brute din care se plătesc poate. Net e mai puțin. Ai făcut? Da. Da, domnul Babi, dar știu ceva. O vrut. Nu, am văzut vreo ceva. Da. Nu era prevăzut indemnizația de consilier acolo, domnul primar. Nu. Omul nu-i creșterea, creșterea indemnizației. Păi să spunem, uite, salarii administrative plus consilier. Propunerea domnului Bănaru s-a aprobat. Când o vin cu propunerea, cine? Propunerea, nu? Dar ce vreau, de ce veniți cu idei de astea, atâta timp cât regulamentul este aprobat și trebuie respectat. Tot vă jucați cu vorbele astea ca și cum ați face niște, așa, de ce, nu știu. Păi de ce nu se dă bani de aruncat, nu la dumneavoastră? Se poate, se poate, mări indemnizația, prin propunerea Consiliului Local. Trebuie să luăm. Este un regulament aprobat. Nu, este un regulament aprobat și este în vigoare. Regulamentul. Se poate modifica. Deci nu se poate modifica decât dacă se modifică codul administrativ. Păi și cum? Comunul de gradul 3 are, 5 milioane și ceva și comunul de gradul 2 are 3 milioane și ceva. Cum ăla de acolo își prezintă raport de activitate anual și se implică în activitatea comunității și cum noastră n-ați făcut nimic? Cum n-am făcut? Am muncit, domnul secretar, am muncit în special cu foile care le-ați dat o lună de zile din... Am fost de câte 6-7 ori la casă. De câte ori s-a cerut ceva, nu ne-am dus, n-am făcut? Da. Totdeauna n-am făcut. Dar vedeți că n-ați făcut ce spune în cod administrativ. Raport anual de activitate. Dumneavoastră aveți ceva cu noi, cu toți, nu numai cu toți. Cu toată lumea, pentru că pentru cereți lucrul ăsta... Atunci și noi, când o să fie ceva de votat, nu o să votăm niciunul. Ce nu votăm? Ce face, domnule? Păi, are ceva cu noi, cu toți, înseamnă că nu e frumos. Dar nu e așa, Costică. Bă, dar despre ce e vorba? Că nu înțelegem. Sunt discuții care trebuie să aibă o finalitate. Da, ține drumul la proiecte. O spus domnul Abade că comun din gradul 3, nu știu care au citit o ieri undeva, are 500. Și dumneavoastră nu-i mulțumim cu cât... Nu, domnule, nu zic eu. Dar atunci ce vorbim? Suntem la șanț? Păi indemnizația consilierilor se dă după salariul primarului. Mărim salariul. Așa, dacă noi am salariul primar. Dacă noi am aprobat 5%, atâta am aprobat 5%. Dar n-am aprobat 7%. Ați aprobat 7%. 7%. Dar de ce s-au dat 4.260.000? Parcă atâta era numai. La început. Și acum o dat înapoi cu 1.000.000. Nu știu, costă de lipsă. Prin apariția codului administrativ, apare o formulare prin care consilierul local primește o indemnizație. Deci nu mai e pe ședință plătit. Înainte primeai pentru două ședințe. Acum primește o indemnizație cu obligația de a participa la cel puțin două ședințe. Că sunt patru, e aceeași indemnizație. Deci codul administrativ vine și face reglementările astea, nu noi. Probabil că diferența aia pe care am constatat-o și eu și am întrebat-o pe contabil și m-a lămurit, da. Și domnul secretar era aici, a fost asta. Deci înainte să lua bani pe ședință, acum se ia indemnizații conform codului administrativ. Nu că avem noi ceva. Că procentul e adevărat, că e 7 și noi 8. Aia care o dau mai mult s-ar putea, că vine în curtea de conturi, dă-i bani înapoi. Nu dă bani, nu dă niciun bani. Nu dă, domnule, e hotărât din altă treabă. 10% din salariul primar. Asta este legea. Păi, nu faceți vă propunere. Așa este legea. Daniel, faceți propunere. Nu este 10, Daniel, este până la 10%. Până la 10%. Nu este imperativ, dacă înțelegi ce înseamnă imperativ. Dumneavoastră ziceți să nu faceți, dumneavoastră spuneți să nu faceți nimic. Noi nu putem să bem o bere liniștit la magazin. Asta văd, da. Păi da, dar nu putem, pentru că acolo când ajunge, începe să te înjuri. Corect, corect. Vă spun ce știți. S-a asumat calitatea de consilier și nu trebuie să faci ședință în crâșmă. Ai înțeles? Ședință cu oameni face în public.
Nu crâșmă. La crâșmă te duci să mă servești ceva. Păi să servești ceva și nu se poate. Dar acolo faci, ați transformat crâșmele în pupitru de comandă la adunări publici. Ceea ce nu este corect și legal. Trebuie să înțeleg, nu sunteți mulțumiți de coeficientul pe care da, în raport cu salariul primar. Da, asta e. Faceți propuneri. Dar nu se poate. Organul legislativ, Comuna Corbasca, este Consiliul Local. Noi suntem doar executiv aici la masă. Dar trebuie să dau și eu avizul de legalitate. Da, pune, și peste lege nu mi-l dau. Scurt, ca să știți de la început. Legea spune până la 10%, dau și ei dreptatea lor, de ce să nu fie de acolo? Nu, dreptatea. Ești nervos așa pentru... Un nou proiect, vă propun un nou proiect, indemnizația de consiliu, să fie indemnizația și la spusul altul. Și nu știm dacă vorbim de acolo. Dacă ar face activitate, mă dați-mi o agendă de lucru, în luna alt, să vină să se prezinte la port în fața Consiliului Local de activitatea desfășurată. Că așa spune codul administrativ. Să vedem ce întâlniri au avut, ce idee aveți, ce proiect de hotărâri inițiați. Asta e activitatea de Consiliul Local, nu ca să stăm la vârf la crâșmă. De izvorul tămăduinii vă invităm la fondul Marvile acolo să facem o dezbatere pe tema asta, da? Acolo la Ciușmea. Aia nu-i tot un gen de cărciumă? Păi da, e mă, cărciumă. Nu-i văzut rafturi acolo. Ai văzut rafturi, trebuie să vorbești cu lucru, vorbești cu crucea, vorbești... Da, mă, zi, bă... Un nou proiect de hotărâre, propunem. Mărirea indemnizației de consilier la 10% din salariul primar. Oi, chiar 10, mă, tu ești până la maxim. Maxim. 9,5. Puteți să-mi puneți și 11%, trebuie să-mi dau avizul de legalitate și îl studiez. Și nu să-l dau. Studiez și să-l dau, spus în viață, că avem dreptate. Avem dreptate. 10%. Nu depășim. Nu depășim. Propunerea domnului Abate, dar putem astăzi în ședință? Da, astăzi. Nu se poate. Da, în proiect de hotărâre trebuie, nu se poate. Legat de buget, e vorba de buget. E vorba de buget, acum să prindem în buget chestia asta. Studiați codul administrativ. Băi, Florica, nu așa, tată, pe chicior. Nu suntem la iad, mă rezolv. Nu suntem la bodeg. Deci să vine cu un proiect de hotărâre, să vine cu o inițiativă de proiect, să ajunge la mine, un studiu de legalitate și în viitoarea ședință îl supuneți prin aprobare. Scurt. Nu, da, dar am propus. Proiectul de hotărâre de deci va fi. Domnule, vă așteptăm un proiect de hotărâre. Da, președinte, dumneavoastră. Consemnez aici... Deci cine face propunerea trebuie să vină cu proiectul de hotărâre la mine. Deci cine vrea treaba asta să vină cu proiectul la mine, să studieze legalitatea. Dar nu știu dacă nu-i omul de acord de aici. Deci cine vrea să ne inițieze, să fie omul de acord cu propunerea asta. Deci da, dar asta trebuie aici sunt buget astăzi. Este vreunul de aici din consiliere de acolo. Păi da, cum s-a impus așa de propunerea? Domnilor consilieri, cheltuielile salariale sunt socotite la nivelul organigrame. Adică și posturile care nu sunt angajate deocamdată. Așa că există portița. Deci aveți răzare că vine cu organigrama și cu coeficiențe de salarizare, atunci da. Discutăm despre toate lucrurile, da? Deci există posibilitatea. În ședința următoare vreau să venim și la aprobare organigrame. Vine șoșoiu. Nu șoșoiu. Vine șoșoiu. Asta nu e purașul. Că vine și la noi, iepurașul, să aproape Paștele. Așa vine iepurașul. Iepurașul cu o bani. Vine șoșoiul. Șoșoaia în mine. Ai ceva ca iepuraș. Mai dorește cineva să mai ia cuvântul, să mai propună, să mai sugereze, să mai... Acestea fiind spuse, dăm cuvântul domnului primar spre a concluziona ședința de astăzi. Eu personal sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre aduse în discuție în ședințele de astăzi. Încă o dată am încredere în domnul primar și în noi, efectiv, ca și consilier care...
Da, absolut. De responsabil fiecare dintre noi și în afară de drepturi, bineînțeles, cum a zis și domnul secretar. Vom știm cu toții, suntem conștienți că ne-am asumat această calitate de consilier, cu bune și cu rele, că nu pot fi numai lucruri bune, ca într-o căsătorie. Adică când te duci, nu, tu vrei să te duci în calitate de soție, să-ți fii cald, moale, eu știu cum, dar pe lângă drepturi mai ai și obligații. Așa și aici și fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aportul pentru bunul mers al lucrurilor, pentru a informa oamenii, pentru a, nu știu, porni o campanie de asta cât se poate și cât ne permite timpul la fiecare dintre noi, cum avem și alte activități și alte obligații, să putem să informăm oamenii spre o educație, spre civilizație, spre a conștientiza cu fiecare ca trăitor în comună, ca locuitor, ca aparținător al acestei comune. Avem niște obligații, că mediul, de fapt, comuna este ca o casă pentru fiecare dintre noi, nu cum acasă, din momentul în care pășim în curte, vrem să fie ordine, atât în curte, cât și în casă și așa mai departe, că așa trebuie să întâmple și cu spațiul comunal și să fim responsabili, să nu aruncăm sau să strângem sau să, eu știu ce, atenționăm pe vecini, pe, iar mai mult decât asta vorbim ca și în calitate de cetățeni, simpli cetățeni, dar în calitate de consilier noi avem obligații mult mai mari, din punctul meu de vedere. Să fără drepturi. Hai și cu drepturi, acum, dacă noi ne punem întotdeauna drepturile, știi cum, ca și într-o afacere, dacă tu întotdeauna te gândești din prima zi când ai pornit spre o afacere la profit, nu cred că ai prea sol din zbând, mari sol din zbând. Întâi, cred că trebuie să te implici, să investești, să muncești, să-ți dorești și ulterior să obții rezultate. Eu cam așa văd lucrurile. Acum, fiecare e cu propriul punct de vedere. Că așa, din prima, și dacă ducem să ne angajăm și noi din prima vrem ce facilități avem, ce salariu, ce aia, ce aia, ce zile liberi, dar de fapt noi n-am prestat, noi de fapt n-am arătat potențialul nostru, suntem capabili, adică noi întâi trebuie să demonstrăm și după aia ca să cerim, nu? Cam așa vin lucrurile, așa le văd eu. Că dacă din prima dorești... Da. Acum când te duci să te angajezi, îți spune exact drepturi, salariu, nu, tot. Eu ce am observat la oamenii din jur, și aici nu vorbesc despre noi cei prezenți, dar la oamenii din jur, că ei în primul și în primul rând își doresc din prima, să știe, salariu, cât liberau, eu știu ce alte facilități de când de la magazin pe tine. Aia, dar obligații, ce prestează, tu ce capacități ai, potențialul tău, ești capabil de, bun. Eu nu văd asta, ca oamenii să vină să-și prezinte un CV, uite, eu am experiență sau nu am experiență, dar doresc să învăț. Eu nu te angajează nimeni dacă nu ești capabil. Deci eu nu văd și mai mult decât atât, drept exemplu ești la depozitul de construcții, când pe raza comunei oamenii se plâng de locuri, că nu au locuri de muncă, că nu au venituri, doresc ajutor social, doresc să fii susținuți de primărie, doresc multe lucruri și uite, de la depozit aici s-au venit... angajați din alt județ, nu știu unde, nu s-o găsi pe raza comunii un om care să-și dorească să muncească, pentru că oamenii nu-și doresc să-și asume obligații și responsabilități. Exact. Din punctul meu de vedere, da? Pentru că la doi pași, tu faci 5 minute sau 10 minute până la serviciu, se deschide la ora 9, se deschide la ora 4. Nu-și doresc să aibă pe umeri responsabilitate. Vor bani ușor obținuți. Și să mai dea și cu ciordic. Nu? Ați ajutat cineva din comună asta, că n-am auzit nimic. Deci, domn primar? Adică, în ce sens? Poți să faci o donație pentru biserica noastră, că adunăm bani pentru Bictat. Da, fac o donație pentru biserica, eu am făcut donații de fiecare dată. Nu. Dar nu suma, dar eu am făcut de fiecare
Păi cum ați ajuns să atacați fata așa, dintr-o dată? Și eu am ajutat, dar eu am ajutat în limita posibilităților. Adică ce sens? Ajutor financiar sau ce ajutor? Fizic, muncă, depus în... Acolo nu se fac să trebuie la București cu o refuzat să o depună. Mulțumesc frumos, doamna președinte, și vreau să vă felicit pentru modul în care ați abordat subiectul ăsta. Așa e, și noi n-am spus numai o dată, toată lumea așteaptă... Dar nu se muncește, domn primar, că aici este o doză de leni la nivel de comun și eu vorbesc la nivel de comun, probabil există peste tot. Pentru că eu aici locuiesc, aici trăiesc și văd. Dar ne caracterizează lucrul ăsta. Doar că sunt persoane tineri, persoane capabile, persoane sănătoase și care nu doresc să muncească și nu doresc să-și asumi responsabilități. Și cum am mai spus, arată cu degetul. Călare, 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 faci, călare. Trece, dar nu știe nimeni când trebuie dimineață, când culci, ce trebuie să faci, să te achizi de toate dimineața. Nu e mai ușor să faci analize decât să muncești. Și sunt 2-3-5 din ăștia și da, vor sta la cerșit cu mâna întinsă, să vină ăla să-mi curești, să vină ăla să-mi ducă cu voi, să vină ăla. De ce acum 20 de ani, 30 de ani, când eram... nu știu, acasă la părinți, când aveam 15 ani, când aveam 17 ani, știam că sâmbătă faci curat, nu exista să nu faci curat în curte, să nu mături în fața porții, să nu se facă curat în grădini, să nu se grebleze, să nu se facă... De ce atunci trebuia așa? Atunci nu existau nici servicii de salubrizare, nu venea nimeni nici să-ți ia gunoiul, nici să nu știu ce să-ți facă, nici... Și atunci nu era atât de multă mizerie pe câmpuri, dacă stăm bine și ne gândim. Într-adevăr, nu existau nici plastice atât de multe și tot de ambalaje. Dar omul, prin natura lui, era mult mai educat, mult mai responsabil și mult mai gospodar. Dar acum termenul ăsta de bun gospodar, observ că nu mai există. Toată lumea vrea degeaba să vină, nici nu-și văruiesc, nu-și mai văruiesc pomii la poartă, nici nu-și mai fac absolut nimic. Asta e grav. Mai bine-i tai. Băi, și vin cu acuzat. Eu nu știu, când, cum am mai spus, dacă înainte, acum 30 de ani, veneai la primărie să ceri, sau veneai, nu știu, unii să ceri. Dar acum mai există cultul muncii, despre asta este vorba, dar nu există cultul muncii. Ca o mică completare, am întrebat un cetățean din Satul Băciuei. Deci este molos pe stradă, deci sunt gunoi, deci primarul divin. Da, asta mi-a spus cetățean. Trebuie să fie un vinovat de serviciu, nu are cum să nu. El o duc. Dar cineva ar trebui să spun. Haideți, domn primar, să încheiem. Da, deja colegii noștri s-au plictisit. Am dezbătut, dar da, e păcat că ne plictisim la legea bugetului, că tot timpul anului avem timp după asta, știți? Ați văzut că legea bugetului a venit însoțită cu 10 proiecte pe ordinea de zi și asta înseamnă preocupare. Înseamnă atenție față de ce avem de făcut și ce ne-am propus să facem. Azi am adoptat bugetul Comunei pentru anul 2021, o credință deosebit de serioasă din punctul meu de vedere. Au fost și abordări, au fost și discuții, puteau fi mai aplicate. Eu știu, pentru viitor, rugămintea mea este să fim atenți la lucrurile astea, pentru că noi suntem organ de execuție. Cum v-am spus, dar sunteți cei care hotărâți asupra direcției în care Corbasca trebuie să meargă, prin hotărârile pe care le aprobăm. Și dacă hotărârile nu sunt bine, știu eu, asumate, nu sunt studiate și nu sunt serios abordate, atunci putem să avem surprize ca unul dintre noi să greșească, fără intenții, și atunci apar alte discuții. Bugetul niciodată nu ajunge, e clar, asta e regulă universală. Niciodată nu este suficient. Sigur că nu poți fi mulțumit atâta timp cât nu poți să faci, neavând bani, tot ce îți propui. Și atunci, dacă ați văzut și în planul de achiziții, și în lista de investiții, și în tot ce am aprobat noi astăzi, ne-am rezumat la finalizarea lucrărilor, la, eu știu, gestionarea bugetului, în ideea de a nu ambala foarte tare și așteptăm derularea exercițiului financiar 2021-2027, în care să găsim oportunități, să băgăm, știu eu, pe linii de finanțare, ideile de dezvoltare pe care le avem noi. Sigur că toate le avem spre a fi aprobate din asta. Am avut în atenție absolut
cu mare grijă cheltuirea banului public, pentru că nu putem să ne batem joc de niciun leu, având în vedere faptul că foarte greu sunt obținuți și așa că sumele sunt cum sunt ele. Referitor la abordările colegilor care au intervenit în discuții, îi spun domnului Pușcașu că avem în vedere realizarea unei inventarieri stricte a tuturor rolurilor fiscale în acest an și pentru asta am prins bani în capitolul respectiv. Vrem să mergem să măsurăm absolut tot ce înseamnă construcție, tot ce înseamnă dependință, tot ce înseamnă suprafețe, ca în momentul în care discutăm despre venituri, să avem o chestie reală pe care putem să o verificăm oricând dorim, da? Nu știu dacă o să fie foarte mare bucurie, pentru că toți, inclusiv eu, avem ceva de plătit în plus, sigur că da. Atunci o să fie toată lumea într-o mare veselie și o zic, o, iar o venit ăștia să nu ceară bani. Nu sunt niște bani, sunt niște obligații ale cetățenilor. Nu cerem noi bani, legea spune că tot ce ai construit și tot ce ai în curte trebuie plătit la statul român, că nu plătești primarului sau primăriei neapărat, plătești la statul român contribuția ta pentru tot ce ai. Voi dispune efectuarea de inspecții fiscale, pentru că toți contribuabilii trebuie să știe că până la 31 martie au timp să declare real tot ce dețin. Și mă refer aici la utilaje agricole, autoturisme, mă rog, tot ce trebuie inventariat și debitat la compartimentul de venituri al Comunei Corbasca. Și avertizez pe această cale pe cei care încă nu au făcut-o să vină la primărie să-și declare tot ce au. Pentru că avem, nu știu dacă avem o combină înregistrată la nivel de comună și sunt câteva bune prin tractoare, sunt foarte puține, și așa mai departe. Deci cei care n-au făcut până la 31 martie lucrul ăsta mai au timp până când ajunge inspectorul cu cine o să fie însoțit la poartă să-i facă, da? O să pregătim lucrurile după lege, așa încât să nu fie niciun fel de contestație și nimeni nu trebuie să supere, pentru că așa trebuie să meargă lucrurile, da? Să fim conștiincioși și să ne facem datoria cum ne ducem la biserică și plătim în fiecare an datoria la biserică, așa trebuie să venim și la primărie să achităm datoriile în fiecare an. Asistam înainte de ședință la o discuție între casieră și o doamnă de la Rogoaza, care nu înțelegea că, eu știu, în chitanța pe care i-a eliberat-o, apa era separată de celelalte dări pe care ei trebuia să le plătească și că ea nu plătește atâta consum, sau, dar nu plătești decât ce ai consumat. Adică apa pe care mata e înregistrată pe apometru, atâta costă. Pentru că eu n-am consumat atâta, zic ce am citit, indexul de la aparatul de măsură, zic cum poți să... Nu, că ea nu plătește. Foarte bine, mâine sau poimâine să mergem și să stăiem apa, încetăm furnizarea serviciului către dumneata și o să fii plătești când o să fii la primărie. Pentru că o să plătești. Ești înregistrat, te debitezi și vei plăti. Bun. Pentru cei care nu respectă programul ăsta de păstrarea curățeniei, respectiv regulamentul de gospodărie a localității, veți vedea autorizații suspendate pentru agenții economici anul ăsta, pentru că chestiile astea le-am discutat la nivelul primăriei aici, și amenzi care au început să curgă. Prima este la Băcioi, a doua este la Vâlcele. Sunt două amenzi care trebuie să plece de la primărie. Pentru lipsă de respect față de munca noastră celor care administrăm astăzi, cum la Corbasca. Eu nu pot să mă duc pe izlat la Băcioi să fac curățenie cu administratorul de pășune, după care tu să vii căruța de balegar să o trântești direct acolo, de unde noi am adunat gunoi. Sau nu pot să mă duc la o recepție, la Vâlcele, la pod, la intrare în sat, să găsesc o roabă de balegar de porc la capătul podului. Frumos! Sau nu pot să mă duc la Vâlcele să văd că în loc de curbă periculoasă la dreapta, găsesc indicatorul cu tablă fără nimic. El e sucit invers, dar intenționat. Într-o noapte, toate indicatoarele de la Vâlcele au fost sucite invers. Parcă cineva și-a propus lucrul ăsta. Cred că a venit Drăghici prin vis. Și eu am un coșmar cu Drăghici, adică eu am o problemă. Păi nu se poate. Deci în seara asta le-au montat băieții pentru recepții și a doua zi erau toate sucitive. Sau nu pot fi de acord cu un cetățean care zice că nu are acces la bucată și nu așteaptă să găsim o soluție
și să duce și distruge vreo 20 de metri de asta, de balustradă de protecție și își face rost de un dosar penal. Dar nu e dosar penal, nu e vorba de plătire. Dar așa, acum e închis, e în Germania. E închis, nu? O să stea închis. A avut o amendă de 1000 de euro și l-a luat unul de la noi, un băiat. Deci nu poți să-i duci așa, tu ești, eu sunt șeful, domnule, dar zic, drumul ăsta este intabulat, avem carte funciară, nu se proiecta așa prin grădina matare un drum. Găsim soluția, a spus, facem o intrare pentru toți cei de acolo, aveți răbdare, să treacă recepția, zic, o să durezi un pic, o săptămână, am vorbit cu toată lumea, înțeles, el nu. A desfăcut, bineînțeles că domnul constructor a anunțat organele de poliție care au venit, au făcut cercetări și este în curs un dosar penal. Așa înseamnă că trebuie să concluzionăm, cea mai bună formă de educație rămâne constrângerea, că nu avem cum să nu recunoaște lucrul ăsta, da? Și să așteptăm să fim mai buni, să nu fie nevoie de constrângere și să înțelegem cu toții că lucrurile se pot întâmpla în sensul în care ne dorim și calm, fără nervi. La vâncere podul este terminat, domnul Pușcaș. Un bun de repod este o problemă, așa a fost soluția de proiectare, o să găsim soluții, să o rezolvăm. Asta e povestea, ne-au furat-o. Da. Vis-a-vis de campaniile de informare cu gunoiul, și să vă spun, mai, un afiș mai bun decât mașina de gunoi într-o comunitate, nu cred că există. Adică mașina de gunoi este un afiș însăși. Ea vine cum scrie acolo, domnul, s-a rubritat, de protejați mediul, scrie o grămadă de lucruri cu mașină. Nu citește nimeni. Toți n-au de lucru decât să ducă tomberonul cât mai greu. Și cât mai plin cu balast, că am plătit la piatră și la așchi și la pământ de la Corbasca, vine părit creierii din cap. Mașina a început să mai fie însoțită de membrii aparatului de specialitate ai primarului, din subordinea primarului, și cantitățile au început să scadă. Un tomberon Mihai nu poate să depășească 9 kg după lege cu gunoi menajer. În momentul în care el este foarte greu, este lăsat acolo și omul să se supere. Se supere, e adevărat, odată. De două, la Vâncele le-am găsit toate cu cenușă, vreau să spun. Adică, ce să spun? Băi, dar dă-o mă în grădină, că e bună cenușa pentru coropiștițe, pentru nu știu, s-a făcut agricultură, știi pentru ce e bună cenușa. Da, e foarte bun fost. Exact. Nu vor să înțeleagă, în tomberon, toate astea în tomberon. Acum, că te-am închis odată. Cu stâmpii de telefon, ți-am spus. Ajutoarele de urgență, domnul secretar, rugămintea aia este că până la o ședință ulterioară, zic eu, cât mai aproape de zilele noastre, să aprobă regulamentul pe care îl găsiseți acum câțiva ani de zile și era complet. Și am luat concluzia că e nevoie de regulamentul ăla de acordare ajutoarelor de urgență, pentru că vedem în fiecare zi. Sunt oameni care nu au buce și niciodată situațiile astea de urgență nu te iau cât ești pregătit. Ferească Dumnezeu, ți-a făcut casa, nu poți interveni cu nimic și de asta am prins 50 de mii, adică 500 de milioane de lei vechi, în ideea de a putea ajuta, cât cetățeni putem ajuta, știți? Și pentru a putea ajuta trebuie aprobat regulamentul ăla așa cum este el și pentru o înmormântare și pentru, eu știu... Trebuie să aprobăm, să majorăm sumele alocate, sumele sunt... de criteriile stabilite în regulament. Cazurile fortuite care apar, așa cum am menționat, nu pot fi plătite cu 500 de lei când stabilim cuantum o ajutare și major. În urma controlelor pe care dumneavoastră le-ați văzut și astăzi, Garda de Mediu ne-a interzis în nota de constatare să mai branșăm pe cineva la sistemul de alimentare cu apă până vom avea motorizare. Nu, canalizare funcțională, da? Deci puteți să le comunicați cetățenilor care nu s-au branșat, că îmi pare rău pentru dumneavoastră. Datorită râvnei pe care domnul Drăghici o dovedește, nu putem să le mai acordăm niciun sprijin. Celor care au construit pe izlaz, urmează să le trimitem amenzi, că sigur va veni din partea Inspectoratului de Stat în Construcții, sugestia asta și o să trebuiască să le dăm amendă pentru construcții autorizate pe domeniul public și urmează să meargă în instanță pentru a fi demolați, da? Și ce să mai spun? Pentru culte am avut în atenție să onorăm toate cererile. Singura biserică care n-a cerut, și repet, am mai spus-o și în timpul ședinței, singura biserică care n-a cerut și nu cere de câțiva ani este Băciuri.
Eu cred că asta ține de administrator. Dumnezeu să mă ierte, postul Paștelui și încerc și eu să mă curăț spiritual cât pot. Dar când nu justifici ce ai primit, când nu ceri nu, că eu nimic, nu eu, dar cum, părinte, trebuie să justificat de atunci, părinte, nu așa. Da. Când vrei, mă tare justific, după 7 ani. Păi să o dau acolo, m-am luat cu ea pentru asta. Conștiința, conștiința. Dar nu știu, păcat, că noi nu știm aproape, acum să fim aproape de aspectul ăsta, în ideea că tot pe cetățenii ajutăm, știi, că până la urmă preotul tot au om cere, știi? Dacă noi putem să dăm niște sume, acum de unde am avut, de unde le-am avut, le-am găsit și le-am dat. Că să dăm la Scărișoara, vor să facă acoperiș, la Vâlcene, să terne pictura. Uite, v-am prins 35.000, poate l-a spus, așa a spus părintele, cât a cerut, tata i-am dat. Bă, poate la ușă, nu știu. Așa zic că ieșesc cu pictura la ușă, doamne, ăsta, așa am înțeles, că atâta îi trebuie. Dacă cerea mai mult, poate că mai puteam. Atâta ne trebuie la pictură, dar nu trebuie la față. Vreți să termin într-un an tot. Dacă n-a cerut. Înseamnă că are bani. Adunați bani, măi. Da, adunăm bani. El a drăghit. El nu putea să ceară și el 20.000 acolo. Când da, i-am dat 20.000 și nu i-a justificat nici acum, n-a adus documente pentru să nu-i mai dat. La preotul la Băcioi? Da. Mai a cerut eu un al Boboce să-i dea numărul de cont și-i trimite ca un Ionge ăsta ce are el. Și a zis că nu dă el așa ceva. Da, mă rog. Domn primar. Eu aș vrea să închei, ca să nu-ți vă mai țin că e târziu și am început de vreme, deja e 12. E 1. Chiar 1. Baticlop, și să vă rog încă o dată să fiți alături de noi și să aveți încredere și să ne și trageți de nas dacă e nevoie. Poate, da, mai greșim, mai dăm și noi pe margine, că se întâmplă. Acum, în afara atribuțiilor de serviciu, mai e și bombardamente de astea gen Bruxelles. Și mai e razna, mai eu știu, mai ieșim, mai poți uita, mai poți face o grămadă de lucruri care nu sunt sănătoase și atunci rugămintea mea e să ne treziți, să ne dați peste nas de multe ori greșit, pentru că nu avem nevoie să ne lăudați. Când lauzi un om, nu-l ajuți. Trage-l din nas, trage-l de urechi și învață-l să meargă de... Când, când mai trebuie și aprecieri, știți? Bă, lăsați că aprecierile poate o veni nepoții noștri să povestească de lucrurile astea și noi o să fim mulțumiți atunci. Da, acasă, dacă soțul tot timpul vine și nu e nemulțumit, da, n-ai făcut mâncare așa, n-ai făcut bani, da, că nu te la o dată viitoare, nu mai fac... Are noua aprobare de un primar Florin acolo, după cu gardul ăla. Da, da, este aprobare de la noi, când la acolo este pe față, care Mihai știe, a fost noi pus permanent. Oamenii pus cu un fir electric și își bagă vacile acolo. Pune și tu la deal, că sigur nu super Mihai fir, și bagă-ți vacile acolo cât vrei tu. Vreau să nu se mai ducă toată lumea să pună gunoi. Nu am putea face și noi un gard. Dar eu chiar te rog, dar n-am niciun fel de problemă. Dar trebuie foarte exact de suprafața și ce o administrez prin împrejmuire, prin pășunat rațional. Adică știi ce înseamnă, da? Da, da, da. Ce mai e? Nu, dar în ideea mea că trag gard, mă ies și un bazin. Da, dacă ai vrut să mă, iartă-mă Mihai, dacă ai vrut să mă întreb ceva, să știi că terenul nu este, nu este încredințat nimănui, este terenul ăla comunal, nu? Deci avem suprafața la care Hamac a renunțat, nu este dat nimănui, ca să nu-ți faci. Păi a venit și mi-a cerut voie. 63. Când a venit Florin și a închis acolo, era dezastru pe zona aia la Cantor. Acum arată altfel, da? Faptul că a închis până la pădure, tot la propunerea noastră. A venit el și eu i-am aprobat, pentru că nu mai vreau să mai văd gunoaie. Că intrarea într-un sat îți arată oglinda nivelului de gospodar care ești. Când vezi ce e la Băcioi acolo, ți-e jenă să intre acolo, sau când ieși. Că oamenii sunt după la mănăstire, îi venim, mergem, facem curățenie, am adunat tot șanțul ăla, tot drumul ăla de la cimitir până la... Mai ia și poralul de la deal, închide și ăla. Dar eu n-am nicio problemă, ia și tu acolo și închideți, că n-am nicio... Abia scăpați din paznici, știți? Da. Păi, e dat cu fertilizat, izazul, e, dar trebuie păstrat curat. Asta este o metodă de a împiedica pe cel dobitoc care îți duce cu gunoiul pe izlaz și care nu sunt puțini. Eu propun să o săptămână să aveți în pădure niște spioni și fotografiați toți care intră cu... Asta ne mai...
Turnătoare, turnătoare. Știți, dar sunt poza așa, nu am plecat de supraveghere la ieșire din comună. Când a văzut că a plecat cu noi, trebuie să spunem cum s-a dus cu el, da? Cea mai bună informare ne-o puteți da dumneavoastră în calitate de consilier local. Avem 3-4 consilieri la Bălcioi, nu pe zârba, drumul. Dacă șanțul din fața școlii plin de gunoi, da. Ce mai vreți? Implicarea consiliului local, unde se fac, unde se vede? Înseamnă, domnul secretar, domnul secretar, îmi cer scuze, dar înseamnă că noi trebuie să fim angajați în primărie. Deci nu mai putem. Păi da, da, la salariul ăsta, faceți-le salariul de 5.000 de lei. Păi dar nu, dar asta e adevărat acolo așa. Care în slujba comunității. Păi suntem, dar în slujba comunității care vă dă mandat, nu ca să-l critic. Păi nu, păi nu, dar adevărat. Deci cum zice, cum ziceți dumneavoastră, eu trebuie pur și simplu ne lăsăm de servici și stăm turnători. Nu e așa. Dar dacă vezi că cineva exact cum spune Gina, a trecut prin pădure și a găsit gunoaie. Noi fiecare zi facem naveta, va vii la Scărișoară. Oare nu a văzut niciodată unul care dă gunoi pe izlas? N-a văzut. Serios? N-am avut ochelare. Da, puneți ochelare ca taie. Da. Ai vedeți? Cum pot să dau un gât dacă sunt injecții aruncate în partea dreaptă, cum mergi? Spre mărgram, partea dreaptă, saci de injecții. Nu mai vorbim. Cum pot să spună? Cine are injecții în comuna asta? Asta este implicarea consilierului local. Sau poate vreți la stătărești. Localității. Eu am făcut din prudența de a posta, zic eu, scop educativ. Câteva imagini pe care le-am surprins în statele componentele comunei și m-am trezit cu alt control de la Garda de Mediu. Și dar pe cine ai prieteni pe Facebook? Nu știu, zic, o fi vreo mie și ceva, nu știu, chiar nu-i mai cunosc. Mai țin minte câți prieteni am. Păi vedeți că imaginile astea au fost printate de acolo din postare și le-au trimis ca și reclamații. Uitați și dezastru, Ivan Corbasca. Păi, într-adevăr, dezastru. Vă rog frumos, faceți o postare și spuneți-ne că le-ați dat la gunoi. Uitați, domnul, că le-ați dat, chiar avem fotografii, le-am predat la ăștia. Da. Cu pozele alea? Ca să, da, ca să fie liniștiți șefii de la Bacău, că noi chiar le identificăm, că asta e obligația noastră, să le descoperim, le adunăm cu ce putem, că avem 3 oameni pe care i-am făcut și gunoie. Da? Și le dăm la gunoi, cu sacii, că așa trebuie să facem. Deci cel care vrea să candideze mandatul următor să-și facă și studii de salubrist, salubritate. Când mai merg eu, pe drumul agricol fix la intrare, eu am văzut și aia. Râpa aia acolo în dreapta, vreo 5 saci mari albaștri, plin cu noi, dacă tot i-o pus în sac, dacă tot i-o pus în mașină. Da. Și acolo e plastic, să știi că doar pamper sau plastic. Dar uite-te pe drumul agricol de la Băcei, Fircea. Cine la tine sub Lucernă, de exemplu? Ce acolo? Da. Cine a dus gunoiul? De aici, de la Corbasca. Fertilizant. Ți-a trecut. O mai duc și de la Bărcioi, o mai duc și 10 minute, dar eu n-am fi ușor să mă duc. Deci crede-mă că nu se poate așa. Eu acum trebuie să mă duc să curăț acolo, să iau tractorul, să mă duc să arunc totul acolo, ce să fac. Adorăște-o să-și... Cobor din Marvila, în dreapta, acolo, la ulița Sinistraților, jos, se vede... Băi, când vin ăsta să-l facă... Să-l uită-ți acolo. S-a luat CAP, la unde spunea Nea Costinel. Cine are acolo? E terenul omului, proprietate privată. Cine? Eu mă duc să-i fac, ce să-i fac lor ăla? Să-i fac curățenie? Deci de amendă omului, pentru că... Concetățenii lui, ce să vezi, duc gunoaie acolo. Și ce? Dar noi facem pe programul de gospodărie, atenționăm proprietarul de teren. O să facem adresă la... avertisment că își eliberează gunoiul din restul menajerii, dacă nu, în 30 de zile, îi tragem lui oameni. Păi de la Crina, la platforma asta lui Bragă, la Vale, spre Rogoază, în partea dreaptă, să nu apunem. Am platforma de gospodărie făcut acolo. Nu lucrează terenul, luăm noi, domnule, luăm la rezerva comisiei locale, îl trecem în proprietate, pentru că dacă nu lucrezi 3 ani conform legii, ți-l treci la rezerva comunală. Și pierzi terenul și dreptul de proprietate, indiferent cine ești, nu? Putem să aplicăm și trebuie să aplicăm și lucrurile astea, că nu putem să lăsăm așa la... Da. Sănătate, să vedea Dumnezeu și să... Eu supuneți prea aprobare. Da, vedeam, dar supus doamnă din așa, mă știu eu fiind... Deci, supuneți prea aprobare, da? Pernă? Pentru fiecare proiect sau ce? Deci trebuie să supunem spre aprobare proiectul privind alegerea președintelui toate astea 10 puncte. Nu, proiectul al doilea de buget se votează în două etape. Partea de venituri separat, partea de cheltuieli separat. Așa. Și vă rog să supuneți la vot proiectul de buget.
supunem la vot partea, partea de venituri. Partea de venituri. Cine la este de acord? Cine este de acord? Da, mulțumim. Așa, la cheltuieli tot la fel. Încă o dată la cheltuieli. Pentru cheltuieli, proiectul da. De buget. Proiectul numărul 3, adică 30. Privind aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea localităților rurale ale comunei. Da. Proiectul de hotărâre numărul 31 privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre numărul 32 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și sau reprezentare juridică. Proiectul de hotărâre numărul 33 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Corbasca pentru anul modificarea, nu? Anul 2021. Dar cu propunerea aprobată de Proiectul de hotărâre numărul 34 privind aprobarea devizului general actualizat în anul 2021 pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drum comunal Corbasca-Vâlcele. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 35 privind aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție a lucrărilor la obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare dispensar în Comuna Corbasca. Proiectul de hotărâre numărul 36 privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca, trimestrul 1, pe anul 2021. Atât. Care l-am de s-am votat? Care l-am de s-am votat? Mulțumim!